Bună! Și bine ai venit la podcast! Bine, te-am găsit și te-am revăzut după atâta timp. Doamne, nu știți nimic, e o poveste lungă. Hai la repetiție, toată lumea, vă rog frumos, vă aștept. Mulțumesc frumos! Repetăm înainte sau? 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, de viață! O să te prim un pic prin Academie, să fac o scurtă prezentare. Te rog! Autografele fanilor tăi. Foarte bine arată! Copiii, cursurile de tobe, pian, teatru. Bă, ce fain. Și aici de ce scrie horea? A, sălile! Sălile. A, ce drăguț! S-a închis aici. S-a închis local. Dar noi am ajuns. E cineva în cazul? Să stăm după el. A, deci nu vreau. Opa! Opa! Să-i dat o bunicară! Alo, alo, alo! Pa! Câtă lume, frate! Uite ce frumos! Uite, uite! Hai, hey! Ce frumos! Mișto! Mulțumesc de primire! Mamă, de aici e super spectacol, bă, băiete! Aici nu e că vii la o masă și stai puțin să nu se va... Aici e o sală de... e o scenă. Tu când eu te-am chemat, tu unde ai crezut că vii? În balta neagră? Cunoscându-te, credeam că să fie ceva meschin, așa, mic, știi? Meschin? Meschin? Ieși afară! Ieși afară! Sunt cu spatele, dar văd că-s mai bine. Uite că am făcut o probă, dacă tot mai... Da, băi, foarte frumos și ce am văzut pe drum, nu până la Academie, că am făcut ceva, dar în Academie foarte frumos. Foarte frumos. Fii de aici. Eu astăzi urmăresc. Băi, tu arăți bine. Da, culmea că și tu. Nu. Nu mai ești luminos, asta e important. A, e de la becuri. Băi, băi, arată bine, mă. Deci m-am uitat pe tot felul de imagini și fotografii cu tine, video cu tine. Du-te, bă, ce costumele de acum 23 de ani de când am început eu să fac televiziune sunt așa. Ceva oribil. Și atunci luam premii de-astea de eleganță, de nu știu ce. Largi, pantaloni, sacourile drepte, așa, mâneci largi, ceva oribil, oribil. Dar, na, dacă suntem cu mintea tot acolo, e bine, știi? Băi, avem foarte multe lucruri de spus astăzi, astfel încât hai să-i spun repede. Ce? Avem multe lucruri de... avem multe foi de discutat. Mama mea. Da, asta e viața ta. În mâna ta... În jumătate de oră cât am eu timp? Râdești, vezi că mi-a luat timp? Deci, scuze-mă, doamne și domnilor, în mâna mea stă viața ta. Băi, e titlul melodie. În mâna mea stă viața ta și numai ea. În trei, în șase. Și începe creația. În mâna mea stă viața ta. În mâna mea stă viața ta. Așa. Ia o ce frumos. Bine, au păstrat armonia de la ce bine că ești, că m-am prins. Ce mirare că un bonus pentru trompetistul din localitatea Cluj-Napoca. Ce vrei să fie asta? Păi nu... Ultimele sunete scoase în acest context. Ok, atenție! Doamne și domnilor! Pienteci, asta vreau să vă fac de 164 de pătrimi. 1, 2, 3, 4. De pătrimi? Doamne și domnilor, 20 februarie 1971. Născut la Timișoara, cântăreț și prezentator român. Tată de copil și prezentator de copii.
Nu mai sunt tată de copil. Tată de grupuri vocale. Vocea lui Bolt din desene animate. Una dintre puținele vedete din România care și-a înregistrat numele la OSIM, dragii mei. Virgil Cătăianțo. Wow, ce prezentare, dar foarte... Cine-ți face documentarea? Eu. Asta cu OSIM-o? Ai intrat-o pe OSIM? Să vezi tu. Nu, am fost, am fost sunat. Nu, ai vrut să... Suntem de la OSIM. A vrut să-și facă tricouri cu mine și nu l-au lăsat. În cazul în care doriți să-l invitați pe Virgil Ianțu, să știți că Ianțu... Băi, e adevărat că Ianțu e înregistrat la OSIM? Da, 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 da. E firesc. Deci mi-o șervețel, te rog frumos, că tu mă agiți și mă încălzesc. Tu magici. Și tu ești tot o fire așa de liniștită, da, și dacă vrei să te dezbraci, pentru că dacă vrei să dau un tricou, am un tricou. Hai mă, cum să... Băi, fii atent aici. Unde senzațional. Straight out of Timișoara. Da, mă, eu sunt foarte mândru de orașul meu, să știi. Și îl iubesc. Eu îl iubesc foarte tare. Cât de tare iubești tu orașul Timișoara? În atâta măsură încât mă simt ca și când aș trăi în el. Perfect. Domnilor, mă rog. Ce, că nu știe nimeni. În do minor, ceva, în do minor. Vezi că ai căștile. Ai căști. Bravo, mă. M-ai mișcat un pic. Bine ați venit, doamne și domnilor, din Timișoara. În Banat, la mine acasă, au Banatul meu. Ai viața mi-e frumoasă, la 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 la. Păi în Banat, la mine acasă, au Banatul meu. Ai viața mi-e frumoasă, la 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 la. Păi că aici mi-s fericit, au Banatul meu. Și de bănăt să-mi iubit, ai la la la. Mamă, ce știu și stop, bravo! Bă, dar auzi ce fain zice, zi! Păi și frunza aici mă știe, au Banatul meu. Încă din copilărie am vrut să-ți bag la. Și frunza aici mă știe, au Banatul meu. Încă din copilărie, la 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 la. Și pe tilii mă cunosc, au Banatul meu. De când eu mai mic am fost, ai la 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 la. Au Banatul meu, ne dai, liniște-mi trăiesc, ai la 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 la. Aici fi tot ce iubesc, au Banatul meu, neamuri liniște-mi trăiesc, ai la 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 la. Băi, prietenișe mi-o rămas, au Banatul meu, îți mi sunt Banat acasă, ai la 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 la. Mi drag, mi bănățan, au Banatul meu. Și pe el cu mine l-am, lai, lai, la, la, la. Omul drag, mi bănățan, au Banatul meu. Și pe el cu mine l-am, lai, lai, la, la, la. Maica și fracilii meu, au Banatul meu. Mai mult ce mai pot să vreau, lai, lai, la, la, la. Și împreună. Că niciun gen nu-mi bine, au Banatul meu, că-am Banat acasă la mine, lai, lai, la, la, la. Ăsta nu vreau să zică că am Banat. Dragi domnilor, am cântat această piesă pentru că și eu sunt îndrăgostit de Timișoara. Să se audă în toată țara. Până în Brașov și... În Cotmeana să se Lugojana. A venit căldură mare, la 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 la. Cineva transpira oare, la 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 la. Băi, tu aici în ultima strofă, da, vorbești despre frate tu. Da. Florin, da, Noni. Eu l-am cunoscut vreodată? Nu cred că l-ai cunoscut. Nu mi l-ai prezentat niciodată? Nu am avut când, pentru că nu ne-am întâlnit la Timișoara. El în București vine foarte rar.
El este cu 10 ani mai mare decât mine și lui datorez foarte multe din muzicile pe care le-am ascultat, gen Zeppelin, Beatles, ce asculta el în vremea anilor 70, și am crescut de mic cu această muzică și îi datorez foarte multe din punctul ăsta de vedere, dacă vorbim de formarea mea. Mă bucur foarte mult și, într-adevăr, e un exemplu de înrăurire personală a fratelui către fratele mai mic, foarte importantă. Da, da, da. Și la mine a fost invers, fratele mai mic m-a influențat pe mine, pentru că cu un an, și mi-a zis, domne, e frumos să ascult și operă. Și a zis, nu, nu e bine. Ba da, e bine. Și între timp m-am apropiat de operă. Dacă mai tot ai deschis discuția, mi-am promis că o să merg la niște spectacole de operă, pentru că recunosc că am rămas cu o impresie nu foarte bună acum mulți ani despre operă, nu în general. Pentru că apreciez foarte mult, nu-mi place emisia de operă, nu-mi place să ascult arii de operă, absolut deloc. Dar va trebui să fac un efort și să merg la niște spectacole de operă montate. Uite cum s-a montat. Astăzi viața ta se va schimba. Probabil că da. Uite, fac, să promit. Fac pe față trafic de influență, direct, fără perdea. Jinga e... Știu, vreau neapărat ai, să vă spun. Ai alege opera, ai un loc pe scenă. Și pentru că vreau să te apropii și vreau să te obișnuiești cu opera... stai că nu... Ce, îți cauți vocea? Traviata, bro. Ia, fiți atenți. Stai, că trebuie să fie... Ca să nu fie prea sus. Stai că trebuie să fim. Dragi și domnilor, astăzi pentru voi... O rară neagră! E prea rece, după cum e de aburit. A stat un pic la o temperatură prea mică. Sau e prea cald aici? Nu, e prea cald aici. E ok, bravo. Mimi 2.10. Am înțeles că trebuie să faci așa la vin. Și că Mimi nu e acasă. Bine ai venit în casa noastră. Ei, bine m-ați găsit. Opa. Livia, Olivia, la 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 A fost cea mai dezastroasă operă cântată vreodată la un podcast. Pensia. Cel puțin. Pensia. Ce pensie? Mi-a venit și luna asta, să știi, nu știu de ce țip. Băi, cum a fost? Pentru că ai gâtat bine, să umple masa de vitamine. A, nu mă băgam de asta. Pe mine care are grijă. A, brânzeturi merg. Bun. Ok. Frumos. Gem. Gem de plăcere. Gem. Gem. Aș vrea să spun că... Hai și mie să văd sticla aia, te rog. Da, te rog frumos. Vreau să văd... Te rog frumos. 13. Are... Ce-i 13 pe 14? Exact, mă gândeam că are vreo 14 așa se simte, dar e plinuț, e pe genul meu, îmi place. Ce-i Malbec? Este rara neagră, este Cuza, este Alexandru Ioan Cuza. Te-am provocat că nu prea avem Malbec noi, deci știam. Am și Malbec. Tot de ei făcut? Serios? Da, tot de ei făcut. Avem mai multe soiuri. Când am făcut cunoștință cu Alexandru Ioan Cuza, dar nu asta e important astăzi. Așa. Zi. Marius. Până mă cântăm, nu vorbim? Da, mă, da, știu. Hai, zi. Când erai la Colegiul de Artă Ion Vidu în Timișoara. Liceul de muzică, zicea, și mai târziu Liceul de Artă. Da. Liceul de Artă asta de cu muzică. Colegiul, eu n-am prins. Iartă-mă. Liceu de artă Ion Vidu din Timișoara.
Avea un profesor care îți dădea tonul să îl recunoști. A, aveam, nu, aia se întâmpla la teorie și am fost... Încercăm să mai recunoști tonul? Dăm un două. Două! Fost... Ia! Nu cred! Nu cred! Nu... Păi n-ai cum! Nu cred! Că rămâi cu asta. Aule, acum dacă îi dau orice ton, îl face intervalul. Dăm un, dăm un, dăm un, dăm unul greu. Dăm unul greu, dăm unul greu, dăm unul greu. Da, mă, da, mai am exercițiul ăla, zi. Ia. Dăm acord. Don... Acord? Bă, băiatul ești. Da. Ia. Do, si, la, so, re, re, fa, la, do, la, re, major cu septima de dominată. Bă, la revedere! Faci tu, faci tu, zici că ești Brenciu. N-am cum, pe bune, n-am cum. O variantă mai bună de lui Brenciu, nu, te rog frumos. Păi de-aia zic că n-am cum, că nu există posibilitatea. Nu mă interesează. Așa. Că știe pe Septimius Sever. Septimius Sever. Da. Bă, băiatule, mă. Este foarte multă muncă și e drept și date naturale, le-am avut de mic. Nu e meritul meu, dar și foarte multă muncă, exercițiu. Dar uite că după o pauză, că n-am mai dat nimeni acorduri. Doamne, bă, dar după pauză, că asta după... Nu, ești prea tare. Păi să știi că după o pauză de un an de armată, am intrat în armată în 89, am făcut armată întreagă, am dat la facultate direct din armată, la București, și am intrat atunci, în anul respectiv, e adevărat, cu notă mică, 980 ceva, dar am intrat. La dicteu 10, la auz 10, la solfegiu 10, la partea teoretică acolo. La fizic eram strălucit, auzis cum am intrat, ești afară, ce vrei să... Dar să știi că și asta se pierde în timp, dacă nu... Exercițiu. Dar eu am asta în cap, tot timpul am chestia asta în cap și mă obosește și este un motiv pentru care nu ascult suficientă muzică. Nu ascult muzica acasă, ascult destul de rar, pentru că pe mine mă consumă, nu mă relaxează. Îmi face plăcere, incredibil, dar mă consumă pentru că îmi caut tot timpul voci și cred că extraordinar. Mult timp mă înțeleg. Și cred că și tu faci asta, nu cauți voci care lipsesc, nu cauți... Când eu până ascult muzică, sunt vocile, deci crezi că am dormit azi noapte? Nu. Auzeam tot felul de voci. Ianțu, țu. Da, te macină când știi că vin. Exact, da, exact. E firesc. E adevărat, dar și atunci, tu... Și că ar trebui să ascult mai muzică, mai multă muzică. Știu asta, dar o fac destul de rar. E un defect profesional ăsta, cumva. Eu cred că... Pentru că vreau liniște. Nu vreau să mă bombardeze toate armoniile și toate așa. Vreau liniște. E un sol. Un sol? Doamne, ferește, mă! Stau cu un nebun! Hai, mă, că și tu le auzi, mă! Bă, dar stau cu un nebun pasional am asta. E singurul. Deci noi suntem la al treilea sezon de întâlniri la masă. Cu câți muzicieni te-ai văzut aici? Muzicieni? Au fost câțiva muzicieni. Da. Unii chiar și-au, de exemplu, Mircea Baniciu, de exemplu, un concitadin de-al tău. El, deci, două surprize au fost senzaționale. Deci a venit aici, domnule, nu să mă duc la podcast, nu știu ce... Mai fusese pe la Moisescu o dată, dar aici am stat împreună vreo 5 ore. Imagine. Serios? Da. Ai, ce fain. E, și acum zic, da, Mircea, uite, hai să... Ce e, muzicuță? Da, dă-o încoa. Bă, frate. Știa să cânte la muzicuță, bine, deci, de tot, da? El și-a adus aminte aici, eu l-am văzut în viața mea cântând la muzicuță. Și după aceea am zis, zi, piesa asta o mai știi minte? Ce piesă crezi că i-am dat pe care o cânta acum 400 de ani? De care zici, aoleo, săptămâna dintr-o dată, dă o col prin lumea toată. Lunea produl săptămânii, strigă de preznesc plămânii. Înțelegi? Și a zis... Nici eu n-am mai ascultat-o pe aia de foarte mulți ani. Seama, surpriză, mișto. Și stătea așa, zice... Bă, dar de când ai mai cântat piesa asta? De vreo 40 de ani. Stai seama că... Păi, dar Mircea este ceva și încă are o lumină așa în glas, dar da. El e luminos, el e de o carismă și pentru mine Phoenix... Nu există Phoenix fără el. Și nu pot să ascult altceva fără vocea lui. Inclusiv perioada dinainte de a fi el, era zi Bordeanu. Mm-hmm, da. Când a apărut el, s-a luminat tot. Parcă a îmbrăcat tot ce e armonie acolo cu armonicele glasului lui. Este fantastic. Eu îl iubesc foarte tare. I-ai dat telefonul ultima vreme? Noroc, mai da, suntem... Da, eu vorbesc cu el, da. Da? Da, da, să știi. Îmi place să fac asta. Am vorbit cu Marius Țeicu recent. M-a trezit
M-am trezit într-o dimineață, acum vreo săptămână. Așa? M-am trezit, nu știu de ce, oare nu-i și muzica una dintre minuni? Și zic, cum să nu-l sun și să-i spun chestia asta, știți? Și uitați cu ce m-am trezit. Hai mă, nu mă mai lua, zi-mi, Marius, dar îmi doresc din tot sufletul că vorbesc, dar o să-mi fie foarte greu. Da. Din păcate mi se întâmplă și mie chestia asta, vorbesc cu, știi, folosesc pronumele de politețe și... Sigur. Le zic, nu, nu, dar nu pot, că eu vă respect. E clar. Tu cu Marius, noi cu Horia. Domnul Oculescu. Horia. Da, 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 da. Știi că și pe el îl vizitez din când în când, măcar o dată pe an, mă duc cu Vasilache la el. Da. L-am luat și pe Ștefan odată și... Care Ștefan? Bănică. Și n-ai cum, că nu ai... în memorie chestia asta. A fost bravo, am un spectacol de spectacolul ăsta de voci. De... Și cu care cânti împreună la sala Palatului? Și sper că ați cântat împreună. O singură dată. Da? Dar știi ce melodie? Și cred că am cântat acolo. Populară? Că... nu. Îți dau și anul, 2006. Deci în urmă cu 250 de ani. Da. Și acolo am fost și am început să cântăm și pe aceea, dar la sfârșit mi-am dat seama, tu m-ai luat aici să-ți fac vocea a doua. E dor de ochii tăi. Da, și, și este o bucurie și să stai și cu Horia Moculescu. Are o memorie, are niște povești de viață fantastice. Sunt niște oameni pe care trebuie să-i avem în suflet și trebuie să-i sunăm dacă avem acces la ei. Să ne amintim în permanență de ce au făcut. Mie mi se pare Moculescu unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-am avut. Când ascult armoniile de la Pistruiatu, de la genericul Pistruiatu. Da, 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 da. Și aranjamentele și răsturnările folosite. Păi da, atunci era un 70 de ăsta, de 80-70. Da, știu, el avea plăcerea asta orchestrațiilor big band, așa. Iar armoniile. Și secvențele astea aduse în... Incredibil. Incredibil compozitor. Frumos. Da, și-am ascultat recent și da. Hai să-l sunăm. Eu sunt pe... Moculescu, da. Și tu sunt pe Țeicu. Cine răspunde, răspunde. Bine. Dar vorba ta, noi trebuie să-i sunăm. Iar dacă noi vorbim și nu dăm exemplu, înseamnă că n-am vorbit deloc. Moculescu. Începe-l tu cu Marius, că după aceea cu Horia. Să-l sunt pe domnul. Deci, mi se pare senzațională chestia asta. Să sunt doi oameni la care ții foarte mult, dar nu le spui. Da, băi. Pentru că asta e ideea. Și mai am o chestie pe care o fac. Horațiu, ce faci? Mai am o chestie pe care o fac. Văd ceva la televizor, da. Sau la un spectacol, văd ceva ce îmi place și îi spun omului, fain ce ai făcut acolo. Foarte. Mi se pare frumos că dacă tu ai plăcerea asta și îți face plăcere adevărat. Să primești un cuvânt de apreciere, e firă să împărtășești. Deci formidabil. Acolo. Hai să vedem dacă răspunde. Moculescu primul. Seicu, Marius Seicu. Senzațional. Bună, Virgil. Vă îmbrățișez cu drag. Eu sunt într-un podcast acum, chiar în direct cu Horia Brenciu și vorbeam de dumneavoastră. Și am zis că e așa de frumos să poți suna oameni pe care îi iubești, pe care îi apreciezi și erați... Vă aude, vă aude. Da. Vă admir pe amândoi. Vă mulțumim. Nu o să întreb pe care mai mult că știu. Dragă maestre, mă bucur foarte mult că să vă aud. Vă cântăm melodiile încă de când suntem mici și am zis că dacă nu vă spunem acum și eu și Virgil că vă iubim, înseamnă că am pierdut o clipă din viață. Părerea mea este că bine ați făcut, că nu merită să pierdeți nici măcar o secundă din viața voastră. Așa este. Și acum mi se duce gândul la unul dintre trieurile care mi-au stat pe suflet, Marius, Olimpia și Mihai.
Și hai să luăm textul și da 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 ce da da da. Da Marius Olimpia și Mihai. Păi da da. Rețe. La Marius Olimpia și Mihai. Băi, am cântat cu Marius Seicu, am cântat. Marius Seicu, Marius Seicu, vă iubim din suflet și vă spunem că... Eu vă iubesc, bă. Păi și uite, așa s-a lansat un nou trio, noi trei. Deci, Marius, Virgil și Horia. Nu, nu, e cu accentul, trebuie Marius, să găsim. E Horia și Virgil. Marius cu Brenciu și mi Virgil și cu Virgil Mizil. Hai gata, punem de un hit și punem de un trio. Facem. Și mă bucur tare mult că ne-am auzit cu toți trei astăzi. Mă bucur că m-ați sunat. Vă îmbrățișăm cu drag. Cu drag. Să rămână mult cu drag, pa. Să vedem dacă răspunde și Horia. Pregătește-te. Ce frumos. Ce frumos. Da, da, da. Și ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Bine, Horia. Da. Da, ce? Ce vrei, Brenciu? Ce vrei, Brenciu? Nu mă așteptam de la tine să pui pe masă un vin așa de bun. Alo? Maestre, bună ziua, Horia Brenciu mă numesc. Sunt un fan al dumneavoastră de foarte multă vreme. Nu vreau să reiterez observațiile de aici. Vă iubesc din suflet și vreau să spun că sunt aici cu Virgil Ianțu și îi povesteam despre Horia Muculescu și ce înseamnă... Așa, să-l păcălești și pe Ianțu cum ai păcălit pe mine. Și cum puteți să spuneți, maestre, așa ceva? Cum adică? Cu toată sinceritatea, serenitatea și obiectivitatea. Când ne putem vedea? Cât de curând? Dar ce vrei tu cu mine? Băi, am zis că i-ați făcut o piesă lui Smiley și mie și eu am stat la coadă. Alo, mai sunt mai mulți. Când ne vedem? Asta vreau să știu. Când ne putem vedea? Îmi faci o vizită. Perfect. Așa se întâmplă. Virgil Ianțu vrea să vă spună două cuvinte ca să vă spună cât de mult ține la dumneavoastră. Nu cred că Ianțu riscă așa ceva. Maestre, eu v-am mai zis. O să risc acum și publică. Suntem la un podcast. Ca să înțelegeți că o să apăreți, trebuie să cereți drepturi. Aia cu totul altceva. Mai Virgil, tu ești o altă plămadă. Eu vă sun cu drag, eu vă sun... Să cer ceva fără să-ți pui mulțumesc. Corect. Așa este. Așa este, aveți dreptate. Aveți dreptate. Vă pupăm cu drag, vă îmbrățișăm și să ne vedem sănătoși. Și eu pe voi, culmea. V-am pupat. Vă iubim, maestre, mulțumesc frumos din suflet. Pa! Pa! Deci Horia... Păi, 84-85, pe acolo. Dar Horia este stilul în care el nu spune niciodată că te iubește. Lasă-mă în pace, Virgil. Nu mai vreau să te văd. Da, dar tu simți, știi? S-a dus teancul ăsta de foi, S-a dus teancul de foi. Vreau doar să spun că... Vreau să-mi spui cum s-a întâmplat legătura ta cu Madrigalul. Din punctul meu, Madrigalul reprezintă un simbol al muzicii corale românești și de aceea Și universale, da. Bine zis. Și de aceea tu, mi se pare că ești, acum, după toate... Devin serios, știi? Da. Mi se pare formidabil, mă rog, șansa pe care ai avut-o. A fost o șansă teribilă. Deci toată conjunctura... În primul rând că am ajuns la București. După armată am intrat, că dacă nu intram... Și în an cu mine era o colegă cu câțiva ani mai mare decât mine, care era de câțiva ani în Corul Madrigal. Corul Madrigal, o altă șansă, repeta în conservator, în sala Chiriac. Eu treceam pe acolo, îi vedeam. Unele fețe mi erau cunoscute. Maestru Marin, când apărea, ieșea din birou. Și intra în sala Chiriac și... eram copleșit de prezența lor, pentru că știm toți ce însemna această formație atunci. Și se organizează concurs, nu vii? Zic, cum să vin? Cum să îndrăznesc? Era o îndrăzneală doar să stau, știi, să trec pe hol
fără să îi privesc cu admirație. Și zice, vino, că ai un glas bun. Eu nu eram conștient, iar știam că am o ureche foarte bună. Prea mult sau? Nu cântasem deloc. Tu nu ești tipul care să-ți faci o trupă sau ceva? Nu, nu, n-am fost genul. N-am avut. A, de gura lumea mi-am făcut atunci. Tu n-ai avut deloc înainte nicio experiență muzicală pe scenă? Ba da, cu vioara, cu... de mic. Da, cu vioara, atât. De mic. Atât cu vocea, vocal, absolut deloc. Extraordinar. Doar ce făceam la teorie, făceam canto în conservator, dar mă rog, era în anul întâi, eu zic de anul întâi, când s-a întâmplat asta, de n-apucasem să... acumulez să câștig experiență. Nu cântasem cu vocea, poate, nu știu, la grădiniță sau la, na, nu, nu, sau în corul liceului, atât. Care am avut media 3 la cor, în clasa 9, pentru că, da, ironia e mișto, pentru că nu îmi scriam caietele. Învățam pe de rog și nu îmi scriam și te controla, stupid. Da, controla acolo, mi-aduc aminte. Și... Și zice, hai, tras de mânecă, hai, bine. Și mă duc, zice, învață Ivaghi Fiori, o lucrare din Renaștere, și învață partea de tenor. Ok. Și învăț, Petros, și mai învață un fragment de aici, o să-ți dea și niște vocalize. Bine că l-am pus pe silent, nu e nimic urgent. Dacă Iasmina răspunde. Nu, dacă era Iasmina răspundeam, dar doar că ea merge dacă și la școală. Dacă e Roxana răspunde. Da, dar nu sunt dacă ele. Dacă e nevastă mea, nu răspunde. Nu, e un tânăr coleg cu 2 ani mai mic decât mine, care cântă la duduc. Atenție, e în filarmonica la Timișoara, la fagot, dar cântă și la duduc. Cosmin. Duduc? Bălean, știi? Bălean. Cosmin? Cosmin Bălean, da. Poate l-ai cunoscut odată la Timișoara. La... Scuze-mă, iartă-mă. Duduc? Duduc este un instrument armenesc, cu o ance dublă, dar mai lată decât cea de oboi, mai scurtă. Aha. Și arată ca un fluier de lemn, așa. Și ce povesteam, că am ajuns despre la duduc. Nu, înainte de duduc a fost o paranteză cu ducul și vorbeam de... Ai făcut de partitură? Cu madrigalul. Așa. Și până la urmă am învățat, am mers la prima, zic, nu-i casting, cu prima... Prima învățișoară. Preselecție. Și cine apare lângă mine? Îți dai seama, eram în Marin 90. Marin Constantin. Nu. Oansă. Ion Lucian Mihalea lângă mine, zic. Asta era 91? 90. 90, mă. Și în septembrie, octombrie, noiembrie, ceva pe acolo. Și în toamnă. Și zic, salut, stătea și el. Și dădea și el examen. Nu cred. Ba, nu da. Cred așa ceva. Ba, da. Nu cred așa ceva. Nu cred. Nu te și cred. Și am stat, eram doar noi doi la băieți. Era o perioadă, și cred că și astăzi, se găsesc foarte greu voci masculine bune. Și am dat concursul, nu pentru că nu avea un glas minunat și catifelat și cald. Am să vă spun copii acceptat. Povestea unui ciobănaș. Unui ciobănaș. La 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 la. Noi trebuie să ne hotărâm care cântă vocea întâi, care a doua. Mi-e cu mine pe a doua. Vă vocea a doua. Doi, trei. La 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 la. La 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 la. A unui ciobănaș. A unui ciobănaș. Bestial. Ce fain. Și vezi ce frumoasă e muzica de oriunde ar veni, că ea vine, ea e acolo. Corect. Da, și atunci am trecut de prima probă, de prima preselecție, a trebuit să învăț mai multe lucrări, fragmente, și până la urmă am intrat. Bine, am intrat însemnând o perioadă în care nu prindeai tu concert de turneu, nici nu se punea vorba. Pe vremea aia arătai cumva așa? Iartă-mă că te deranjez. Ăsta a găsit poză cu mine cu guleraș de epocă. Mi-e frică. Da, a găsit-o. Și cu părul ăla. Băi, ăsta avea părul negru. Părul negru. Șaten, că ăsta e negru. Șaten, așa chaton, și căbionțat. Șaton. Deci nu e... Părul negru, băi, șatobion. Ești acum, iartă-mă, dar ți-o spun de la bărbat la bărbat. Atunci erai un băiat, acum ești George Clooney. Spaima lumii. E o glumă de autobază. Deci ăsta ești, deci un tip și ăsta era de la Madrigal. Costumul de la Madrigal. Extraordinar. Costumele sunt făcute de Doina Levința, dar astea sunt alea vechi. Și
vreau să vorbesc că le casează și pe cadele, vreau să mi-l iau, să-l cumpăr, nu știu cum se procedează. Și unde sunt? Unde? Sunt într-un depozit al Madrigalului. Aha. Și vreau să mi-l iau, să-l păstrez ca amintire, că e parte din viața mea. A existat o ieșire în anii 90 cu Madrigalul la un afară? Primul turneu l-am prins în 91, îți dai seama, nu fusesem niciunde în străinătate, în afară de o Varna, câteva ore din litoral. Și am aterizat la Sevilla într-un turneu de vreo două săptămâni, dacă nu mai bine, în două Spania. Săptămâni la Sevilla? Dar ce ați făcut acolo? Băteam toată Spania. Și a fost un turneu foarte greu pentru că aveam două părți, o parte de renaștere, dacă mi-amintesc bine, și de Florilegiu Bizantin, care era o lucrare mai amplă, și vocal simfonic, pentru că a venit și Filarmonica George Enescu și am cântat noi Madrigalul, o lucrare vocal simfonică, un cor de cameră, ce ar trebui să susțină un cor simfonic, vocal simfonic, și am cântat Requiemul de Mozart, pe care la un moment dat îl știam pe de rost, pe tot, dar faza frumoasă că eu am avut de învățat tot repertoriul acumulat de zeci de ani, de 35 atunci. În câteva luni. În câteva luni, după care Marin Constantin a zis, nu, dar tu nu ești tenor, ești bariton. Pentru că mi s-a așezase vocea. Când am auzit, nu, maestre, zic, maestre. Nu, maestre, lăsați-mă aici. Maestre. Nu. Și a trebuit să învăț tot repertoriul. Extraordinar. Da, să-l iau de la capăt, să-l învăț la bariton. Mi-a prins bine. Câteodată când stăteam la bariton, cântam cu tenorul 2 așa pe ascuns. Dar știi că, te înțeleg perfect, pentru că în momentul de față mi-am adus aminte de faptul că eu am fost în corul Astra și când așa am dat o preselecție, un casting, și m-am pus acolo lângă tenor și așa mai departe și am început să cântăm și primul lucru pe care l-am auzit, Horia, ascultă pe cei din jur dacă vrei să cânți bine în armonie cu ceilalți. Da. Băi! Eu am voce. Da, dar nu interesează vocea ta. Exact. Ne interesează vocea grupului. Mâncați așa. Da. Asta e prima lecție pe care am învățat-o amândoi. Iar primul nostru, n-am ieșit deloc afară niciodată, și primul nostru a fost Austria, în Viena. Primul nostru concert. Concurs și concert. Și m-am băgat acolo. Și vreau să vă spun că atunci eram un tip cu plete până la omoplați. Poze n-aveți? Nu avem poze și sunt interzise. Chiar nu există poze. Nu avem și sunt interzise. Nu există pe internet poze. Deci nu am... Ai avut grijă, bravo. Am dat bloc la toate. Și s-a îndrăgostit de mine o fată de la concursul respectiv din grupul celor din Africa de Sud. Și la redacție am primit o solicitare că și de tine s-a îndrăgostit o fată care ne-a scris la redacție... Da, bea, nu te lăsa, foaie verde de la alea. Mi-e și frică. Da? Din Constanța, pe care o cheamă... Ce era să-i da? Tanța. Rog, poftim. Să mor tot. Pune-ți ăsta că-ți trebuie. Chira! Doamne și domnilor, pentru tanțele din România, pentru tanțele care ne-au dat speranțele, acum, alături de Virgilianță, intrăm în tanța. Multă lume în cartier, colorată fel de fel pe alei. Yes, mă, ce voce mișto ai! Dintre toate numai ea mă vrăjea, mă atrăgea, îmi plăcea. Da! Plăcea și ea, o știa. Tanța. Îmi plăcea și ea, o știa. Tanța, e fenomenal. La, 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 la.
îmi răspunde Horia, hai, ia o cafea. Ba da! Și masarda ei mă primea. Și masarda ei mă ascundea. Deci, mie mi se pare senzațional momentul ăsta când ai trecut de madrigal, ai trecut mai departe în viață și s-a întâmplat acest lucru cu această muzică de jazz. Tu ești omul care îmbină foarte bine tenorul cu baritonul și la o adică, bă, să te duci și pe false. Pe voci de cap, da. Da, să știi că mie mi-a fost foarte greu când... mi-a venit ideea să fac albumul Ieri și Azi. Un album, pentru cine nu știe, e un album cu muzici românești și din trecut și mai aproape de prezent. Un album subiectiv, am ales niște piese care mie mi-au plăcut. Românești, și am încercat să ating un pic mai multe perioade. Românești, da, de la Alifantis, Aura Urzicianu, până la Simplu, până încoace. Ce timpuri noi... zi, direcția 5 și așa mai departe. Și iartă-mă, dar sună oamenii și am te cum? Rog, te rog. Să... Colet? Ce? Cum? Cum? Să scurtăm. De unde mai ești pe asta, mă? Și bunici o să fii odată, poate să mă iubești. Doamne, ce fain! Acapela, ia-mi pe aici! Și-au lăsat publicul aplauda în continuare? Și ce-au făcut ei? Au! S-a modulat, a fost fără ton, vă zic. Da. E un episod foarte interesant ăsta cu piesa lui Petru Mărgineanu, Fiecare zi. Scuze-mă, vreau să-mi spui ce trupă am auzit eu adinauri. De fapt, este o combinație de The 50s și cu Lulu. Adăugat, l-am cooptat. 50 și cu Lulu. Da. Deci este plăcintă cu mere. Plăcintă și cu bezea. Da. Înțelegi? Dar astea, deci Lulu ca Lulu, Laurențiu Niculescu. Da. Și după aceea urmă. Răzvan Vasilache, Bogdan Pavlică pe vremea aia, Marcel Matache și subsemnatul Planor nu era atunci. Nu era atunci Planor? No. Am cântat o altă... dar să știi că de-aia așa era prin conservator, așa era haotic, de-aia zicem Planor. Era în aer cu totul. Și... te pupăm Planor, deci da. Nu așa era. Și el a venit după și am făcut și cu el o piesă, tot de-a lui Petru, după vreo un an sau așa ceva, tot la Mamaia. Dar asta a avut... nu, nu o găsești.
Da. E sigur? Da, nu o găsești. Și dacă o găsesc, ce-mi dai? Dacă o găsesc, ce-mi dai? Dreptul să o pui. Deci e... Eu cuiva, pentru că e filmată de mine. Pentru că mi-am auzit vocea acolo. Deci asta este... Ce antenă are? Da, da. În deci... calea ta să fii prieten. Ia aici față. Da, oprim, gata, am oprit. Ceva nu, e în regulă, nu era în regulă la frecvențe, pentru că noi am repetat și am cântat în prima seară. Frecvențele vocilor voastre? Nu, la, în orchestrație, cu setup-ul de acolo de sonorizare și nu auzeam nimic din ce înseamnă armonie. Nu auzeam sunetele muzicale, frecvențele de acolo îmbrăcau, totuși auzeam doar ritmul. Și cântând totuși pe 3-4 voci pe acolo, nu am, ne-am ținut, dar ne-am dat seama că nu ne ajută. Și s-a cântat, mai ales basul, nu o să-i dau numele public acum, că na, acolo a cântat Fălsuț, deci a fost un pic dezacordat în prima când se cânta de două ori atunci. Mm-hmm. Și am stat cu Laurențiu Niculescu, ca să se știe cine e Lulu, am stat și cu toți băieții, bă, ce facem? Pentru că nu e bine. Nu avem o altă variantă de orchestrație și... Cred că Lulu a zis, sau nu știu ce. Hai să cântăm a capela. Păi și sunt la mama pe scenă, fără o tobiță, fără nimic, frate. Hai să cântăm a capela. Ce poate să fie? Ce an era asta? 98, cred. 98. 98 sau 97, nu mai știu exact, dar apă acolo. Și am cântat varianta asta pe care ai pus-o tu acum. Și a venit chiar Horia Moculescu atunci și a zis, bă, dacă ați fi cântat și în prima seară la capela, luați locul 1. Ai, mă! Și am luat locul 3, da. Dar mă rog, acolo se aprecia compoziția, dar a fost un moment și toți din presă s-au îmbrăcat ca noi cu cravatele, pentru că erau fani piesa noastră și noi ca apariți, ne jucam. Știi? Și asta cred că s-a simțit. Eu te înțeleg perfect și îmi place jocul. Eu am fost atras de piesa asta și mi-a plăcut. Serios? Altfel nu o puneam, al lui Petru. Iar întrebarea mea e următoarea. Dacă acest grup s-a făcut și înțeleg că după aceea a urmat sau era deja, nu era deja colaborarea cu Bănică? Cum? A început din 94-95. Ba da, erau de practic... ani de zile. Dar ne-am adunat noi și cu Lulu în formula și asta. Și de ce n-ați continuat această formulă? Am continuat-o până atunci, până... Nu știu, am mai cântat vreundeva la vreun eveniment în formula asta. Dar nu știu de ce ne-am continuat. Dar chiar nu știu. Cine a inventat, de fapt, cred că Petru ne-a adunat. The 50s l-a inventat Ștefan. De fapt, l-a inventat Ștefan, l-a numit Ștefan, pentru că noi ne vedeam, ne-am cunoscut până în 92-93 și cântam împreună, la petreceri ne-am întâlnit. Noi, eu de la conservator, el de la, mă rog, el actor și na, ne întâlneam. Și ne-am prietenit și cântam efectiv mult Beatles, piese de ale lui, piese mai vechi. Și... Dar înțeleg că tu și eu cu Ștefan... Lache, cu Ștefan... Tu știi că ai jucat și în a 12-a noapte. În a 12-a noapte și da, am jucat împreună, am jucat. Eu aveam două vorbe, el n-a jucat. El trei. Patru. El mult mai multe, dar noi cântam. Gelu Colceac, de fapt, a început colaborarea prin Nicu Alifantis, care, spun cu mândrie de fiecare dată, este nașul Iasminei, fetiței mele, și ne-am întâlnit printr-o colaborare, am făcut niște aranjamente vocale pentru o muzică, pentru un spectacol de teatru, și cred că primul, nu știu dacă primul Cadavru Viu a fost, la Teatrul Național, unde cântam în acest spectacol pus de Gelu Colceac, un spectacol superb, au fost vreo 40 de spectacole, cu casa închisă, eram niște țigani care cântam, la un moment dat există și un disc, avem un moment eu cu Planor și cu Vasilache, eram niște vagabonzi care cântăm la În jurul focului. Frumos. Pe voci, o muzică rusească, bă, superb. Și era și mai frumoasă pentru că eu eram solistul. Și
După spectacolul ăsta, Gelu a mai pus un spectacol la 12-a noapte, tot așa cu momente muzicale foarte frumoase. Ah, tot așa am făcut aranjamentul eu, muzica Alifantis, cu băieții am început să lucrăm împreună pe aranjamente și au fost niște spectacole faine și o experiență pentru mine să văd cum se lucrează de fapt cu actorii. Practic astăzi grupul The 50s n-are nicio treabă cu grupul care a început... Nu mai e nimeni, cred. Adică nu știu cine mai e acolo, dar așa a început grupul The 50s din bucuria de a cânta, cântam în Grecia. M-am întâlnit cu o persoană, nu mai știu, în străinătate undeva, zice, știi că eu veneam la acea bombiță unde mergeam noi vis-a-vis de liceul de Lemnea, la Radu, cât și cu tine. La Radu, acolo, da, la Radu, știu, că și zicea Ștefan că la Radu, da, știu. Da, și stăteam acolo și de dimineață, nu de dimineață, de cum se merge seara la restaurant, da. Și... De după amiază cum se merge seara la restaurant? Și cântam, bineînțeles, numai când era vacanță, în sesiune nu ne sunam, nu ne vedeam, și numai când era... Și stăteam, beam câte un pahar și cântam într-una. Și mi-a spus o persoană pe care nu am... nu o cunosc, m-a tras cineva de mânecă, zice, eu veneam special acolo pentru că voi. Știam că vă găsesc și cântați cu o bucurie. De fapt, asta a fost, știi, întâlnirea și formarea tupei. Nu vreau să insist prea mult, chiar nu vreau deloc să insist, dar vreau să te întreb, pentru că am o dilemă în cap. De ce te-ai certat tu cu Ștefan? Care a fost mobilul? Eu nu m-am certat efectiv cu Ștefan. Nu ne-am întâlnit o vreme, pentru că a fost un moment dintr-o lipsă de comunicare, a fost un moment în care orgoliile au ieșit la suprafață, din punctul meu de vedere, în mod imatur și stupid. Dar și eu cu Horațiu, cu Cristi sau cu oricine de aici, câteodată ne batem în orgolii. Măi, termină cu prostiile! Răspunde-mi. Nu vreau, auzi. Da, problema este că lucrurile s-au întâmplat de la distanță, nu față în față. Și atunci a existat un moment de tăcere între noi, pe care după un timp am realizat și noi că e ceva stupid și am stat la masă la a fost boteza unui copil, unui prieten, ceva. Și am zis că e păcat de atâția ani să stăm așa distanțați și să fim ca niște copii care... Este adevărat? S-au certat pe o jucărie și ne-am reapropiat și am făcut și vacanțe. Dacă, și... de exemplu, acum Ștefan ar face un spectacol... M-aș duce oricând. Și cred că din punctul meu de vedere, cred că o reunire a lui 50s de acum peste 25 de ani ar fi superb. Ar și fi cred... superb și să cântăm două Ștefan, piese așa cu Ștefan. Eu l-am invitat la podcast pe Ștefan în dorința de a ne cunoaște și mai bine decât am făcut-o la X-Factor, pentru că noi am stat 5 ani bot în bot la X-Factor și oricum îl cunoșteam din 94, pentru că și eu l-am cunoscut când ne-am întâlnit la un karaoke, atunci l-am cunoscut pe Ștefan și am cântat eu piesa pe care urma să cânte el, pentru că el venea acolo fiind cunoscut. Eu atunci aveam un an de Robingo. La Țăndărică, zici tu? Nu, la chinezul acolo, la... Lângă... La gorilă? Stai, nu la gorila. La, cum îi zicea, Colentina, la Manhattan. Lângă Pullman, care e Pullman acolo. Era o chestie și noi... Da. Exact. Da. Și dați-mi și mie. You call him a trap, I can walk out because I love you too much, baby. Și după aceea a doua zi m-am întors și el luase melodia, că știți, te înscrie acolo la karaoke și am zis, ok, ce fac? De ce cânt acum? Și dați-mi what a Wonderful World. Da. Și uite așa, asta a fost prima noastră întâlnire. După aceea au trecut și altele. Ceea ce e foarte important este că tu ai mers mai departe. Și din nou întrebarea mea, pentru că nu știu să te pun în timp, care a fost prima ta apariție pe TV? Și prima mea apariție pe TV a fost undeva în 1980 și nu cred. Ba da, 5, dacă nu mai devreme, că eram cu orchestra liceului între 5, clasele 5 și 8, undeva 83, nu știu, la Cântarea României. Și v-au pus pe ecran. Eram în orchestra liceului, normal, și a fost o ediție, cum se dădeau, din... Galați, din pe județe și din Timiș. Atunci am cântat o lucrare a
chiar a profesorului nostru de orchestră, Chiculiță, una și o piesă românească, chiar nu știu ce. Dar ca artistul de după 90? După 90 am apărut la Madrigal. Și în calitate de solist, pentru că în timp asta s-a întâmplat, am avut la un moment dat un turneu în care aveam vreo 4 solouri în concert, în mai multe piese și diferite. Muzică bizantină, muzică românească, gregoriană și mai știu, iar și atunci mai apăream cu Madrigalul, dar îți dai seama că nu erai recognoscibil neapărat. După care prima ta emisiune. Prima mea emisiune în 2000. În 2000, Vrei să fii milionar, prima mea emisiune pe care am mai povestit, nu am văzut-o nici azi. Niciodată. Acum 23 de ani, niciodată. N-ai văzut-o niciodată? Nu am văzut-o niciodată și nu vreau, nu știu de ce, nu vreau. Probabil că la un moment dat, când o să îmbătrânesc, când o să îmbătrânesc, ar fi trebuit să o văd deja. Eu îți dai seama că în continuare eu îți dau dreptate, pentru că mi-era jenă să o văd. Te înțeleg perfect. Hai să spun care a fost prima mea atitudine pentru prima mea emisiune de acum 30 de ani. S-a montat emisiunea, s-a făcut reclamă pe post timp de o lună de zile. Toată luna septembrie a fost plină de un tip pe care nu-l știai, blond, alături de figura lui Dor Dumitrescu, dacă ți-l mai aduci aminte. Și pe 3 octombrie 1993 a venit prima emisie. M-am ascuns undeva pe un hol al TVR-ului, acolo în capăt, la MGS-uri, într-o sală. Am închis ușa, era o cămăruță mică și am dat drumul la televizor, nu știa nimeni. Iar timp de 2 ore, cred că sau o oră jumătate cât a ținut, nu știu cât a ținut, mi-au ieșit fire albe pentru că am pronunțat de 16 ori, nu cred că mă echivalez, nu mă baz la faza asta, cu toate trăznăile primei emisiuni, am spus de 16 ori perfect adevărat. Deci te înțeleg perfect și vorba aia. Nu, puterea am fost noastră, din prima, dar n-am vrut eu să o văd așa. Puterea noastră e să vedem prima emisie. Băi, da, da. Și mai văd acum, când mai văd chestii mai vechi așa, îmi dau seama că din fericire am evoluat. Da. Da, mă, știi că nu vreau să dau exemple, dar știi că unii rămân au stagnat ca atunci, da, cu aceeași meteahnă, nu se adaptează, nu țin cont de timpuri, de să știi că am o chestie, pentru că eu am observat câteva emisiuni Vrei să fii miliardarul. Da. Și de fiecare dată am văzut niște secvențe, am văzut niște yes, am câștigat. Da, câștigat vreodată cineva milionul ăla. De două ori. De două ori, în toată existența e. Da, da, da. Era foarte greu. Mihai Popa. Tu cu emisiunea asta ai băgat aia cu Sună un prieten. Da, da. Până atunci nu era cu Sună un prieten. Da, da, Sună un prieten. Da, sau da, da, zi, treabă, cu publicul. Publicul și 50-50, da. Da, da, e prietenul. Băi, și acum a rămas. Da, stop poate joc de la tine. Da, bă, stop joc de la mine și Sună un prieten de la tine. Da. Băi, nu știi ce, mă, Sună un prieten. Și nu exista, văd, această emisiune, nu exista această vorbă. Și mai văd titluri la știri cu Vrei să fii. Cu tare spun lucruri trăsnite, știi? A, da, 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 asta e. Ba chiar a zis-o și ăsta de la PSD, președintele. A zis-o, măi, cu ăla de la PNL spune lucruri trăsnite, e ca în emisiunea, copiii spun lucruri. Copiii spun lucruri trăsnite, iată, din nou la prima. Nu. N-a fost la prima dată? Prima oară. Prima, și formatul ăsta. Și Vrei să fii milionar, da, și Vrei, da, să fii tot la prima, tot la prima. Pe care îl continui acum, asta mi se pare formidabil peste ani și ani. Este de fapt, da, este de fapt un format propriu, pe aceeași, să zic, întâlnire, se bazează tot pe întâlnirea cu copiii. Dar am gândit un format care să aibă și o latură educativă. Pe care îl continui acum pe pagina ta de YouTube. Pe pagina de YouTube și a intrat recent pe TVR sâmbătă. Bravo. După amiază, da. Asta e bine. La 4:30. Și da, pentru că merge foarte bine pe online, mi se părea, și oricum am avut o perioadă în care mi se părea incredibil, eram, scriau ăștia că șomer de lux. Nu exista niciun concurs de cultură generală, eu având cât de cât specialitatea asta, că așa s-a legat, da, nu că o aveam eu.
Eu nu eram pe TV, emisiunea cu copiii o aveam, o făceam în online, nu exista nicio emisiune cu copiii și stăteam, aveam aceste posibilități de a le face și nu se întâmpla. Nu mi-am explicat niciodată. Adică am niște explicații, că astea sunt costisitoare, trebuie făcuți cu oameni foarte buni. Nu sunt costisitoare. Nu sunt costisitoare, pentru că în momentul de față, chiar acum, este primul concurs de... Acum este un concurs, chiar acum se desfășoară un concurs de întrebări de cultură generală. Când mixez câștigă România cu Robingo, iese câștigă Robingo. Asta se numește concursul de acum. Așa, generic. Ăsta e de la Mamaia, iartă-mă. Băi, dar jur ceva. Băi, lasă dracu' cu ăstea, da. Bagă și tu. Nu mai. De Acerb de Aur. Deci te rog frumos, bagă un generic. Da, mă, dar cine a prezentat Cerbul? Da. Eu l-am prezentat odată. Tu de câte ori? Eu niciodată. Nu cred. Nu. Mi s-a propus parcă la un moment dat, dar m-am ferit. Că am văzut ce s-a întâmplat acolo la un moment dat. Când l-am văzut pe Vizu cu coarne, am zis, eu nu vreau să... Zi-mă genericul de la... Iar acum, doamne și domnilor, lucru simple, un podcast din Eternul Internet prezintă Câștigă Robingo. Zi. Îmi cer scuze, ai mei, nu sunt specialiști. Nu. Da. Prima întrebare, asta e de încălzire. Zi. Vocea masculină cea mai înaltă este A, tenor, B, bariton. Asta e de la tine, de la Câștigă Robingo. B, bariton, C, contratenor. Contratenor. Perfect. Dar putem dezvolta un pic? Te rog. Eu nu am înțeles această voce contratenor. Eu cred că este doar o abilitate a unui chiar bariton. De a cânta pe voce. Eu am întâlnit un bariton care vorbea așa ca mine, dar el se considera contratenor. Eu cred că îi pot cânta pe voce de cap foarte... pot să susțină vocea de cap foarte bine din respirație și din... Mi se pare extraordinar și nu cred mă că bucur pe voce că... piept, poți să ajungi la sunetele aia. Nu, cum cheamă pe la Lișovski? Sunt niște contratenori formidabili, dar puterea de a susține, acum intrăm în detalii al de-ale noastre, puterea ca acea coloană de aer să susțină falsetul respectiv, mi se pare absolut extraordinar, mai ales că sunt niște chestii de Mozart. Eu am prieten care nu poate cânta pe voce de cap. Doar pe voce de piept. Și mai sus de re, mi, fa, maxim, nu se pot duce. A doua întrebare. John Williams. Stai cum am băgat asta. Păi gata, frate. Este compozitorul muzicii binecunoscutei serii de filme SF. Tu ce faci, bă, acolo? Bă, alo! Nu vreau să învăț. Bă, o știi că e din pasiunile tale. Zi, mă. Ce dracu faci asta acolo, mă? Bă, lasă-mă telefonul! Confiscă-mă telefonul! Zi, gata, nu mă uit, promit. Nu m-am uitat, n-am văzut, n-am absolut. John Williams. Da. Este compozitorul muzicii binecunoscutei serii de filme SF. Care-i pasiunea ta, mă? Păi zi. Dăm variante de Star Trek, ce? Nu. Călduț. Războiul stelelor? Da! Dar nu-i pasiunea mea, să știi. Ba da, interviurile tale. Nu, am zis că mă uitam când eram mic și la Galactica mă uitam mai mult, dar nu... Asta știm, continuă. John Williams alături de noi. Războiul stelelor, ok. Aici, dacă îmi dădeai un pic o temă, dar ajută-mă și tu muzical. Mai sugerează așa când ăsta micu vrea să mă pună în încurcătură. Cântă-mă, auzi mă, fie. Cântă-mă. Ce cânti mă acolo? Atenție! Vadar, fii atât de aici. Da. Marseieza. Așa. Asta e cea mai grea. Imnul Franței a fost scris în 1792 de către A. Fii atât de aici. Pierre d'Antrieu. B. Să nu mă scuipi. Amédée Meyraux. C. Germain Pinel. Și D. Roger de Lille. Ăsta cu Lil poate au făcut un vin. Ta ta ra ta 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 ta. Bă, băiete, repete-i puțin că... De Roger Mila. Ăsta cu Lil, l-aș alege care și un vin. Bravo! Bravo! Vezi ce înseamnă?
Și asta e o chestie pe care vă poate confirma Virgil. Când pui o întrebare cu variante, trebuie să simți dacă intonație. Dacă tu împingi puțin pe o variantă bună... Câte aș putea face din intonație, mai ales că avem de aici... De ce ești de lux? Ești de ce? Erai șomer de lux? Pentru că tu când făceai chestia asta, iar acum, izvorul este din Munții Pădurea Neagră! Da! Munții Pădurea Neagră! Bravo! Mă băgau la pușcărie, îți dai seama. Și ultima întrebare... Zim. Pe care, dacă nu o știi... Plec. Am vorbit cu Bogdan Nicolescu. Așa. Aoleu, în ce m-a băgat. Da. Și n-o, o să el schimbe... a inventat formatul Câștigă România, ca să se știe. Da, eu i-am spus când eram cu el acum 30 de ani în redacția Jocuri și Concursuri. Mulțumesc, și fii atât aici. I-am zis așa. Dacă nu răspunde la ultima întrebare, schimbă prezentatorul. Deci asta e viața ta aici, în pericol. Cred că schimb eu formatul. Zi! Cine se ocupa în album duminical de rubrica de desene animate? Viorica Bucur. Bravo! Bum. Așa. Și la final. Bravo, bravo. Bă, dar aici nod în gât am când că așa se termina, frate, și nebuneam. Când groșoricelul? Erau 5 minute, nu știu, băgau unde. Și știu că urma să mă culc după prânz, da, să mă culc și după culcat venea Onedin. Și acum cântăm ultima întrebare. Zi. Cântați. A inventat-o. Zi. Genericul de la... Cântați genericul... Păi, spun și o întrebare, zi. De la toate pânzele sus. N-ai, tu toți... Nu, nu! Cântă. Taci din gură. Stai, mă, că mi-ai băgat o pastă, așa cum am... Asta a fost. Era un swing. Da. Taci din gură, nu! Dacă spui, te bat, Cristiane, te bat. Taci din gură, Cristiane. La începutul, că trebuie să mi... Nu. A, da. Da. Iar mă duc în spiatul. Băi, dar ajută-mă, Cornel. Nu te ajută, loc, nu l-am chemat, nu ajută, ce ajutor? Acum, da. De unde e asta? Ia fi atent. Do. L-a luat tu, fă așa. Dar nu că nu, dacă nu știi generul. Pagadagadam pam, tagadagadam tam padam. Reflector. Tagadagadam, 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 tagadagadam. Da. Nu. Sau. Nu, zi tu. Zi tu că zic eu. Stai, cum era ăla? Ai, nu mai știu, am vrut un zâmbet pe 16 mm. Bine, mă. Știi cine a compus lucrarea? Este o suită? Bine, tu știi. Dar nu vreau să-mi pregătesc o întrebare importantă. Ce, hai. Cu un zâmbet pe 16 mm, Marin Traian. Bine ați venit la podcastul de bătrâni. Exact, cu Virgil și Horia. Doamne, eram alb, negri și noi. Băi, fii de aici. Și asta am spus și lui Ștefan o dată. Că na, în timpul lui X-Factor mai discutam. Mă rog. Și îți ziceam, băi, Fian, tu știi cine a cântat Stau într-o zi la fereastră? O știi pe asta? Nu, George Nicolescu. Mm. Vântul departe vuia, sta obosit, dus pe gânduri, nici eu nu știu ce gândeam. Nu. Nu? Nu. Deci dacă intri acum pe internet, o să fii uimit. Îl cheamă Marin Traian. Serios? Da. Acum eu nu cred că e același Marin Traian, dar numele... Eu l-am cunoscut pe Marin Traian în holurile televiziunii. Exact cum eu sunt foarte gelos pe tine, iată, că tu l-ai cunoscut pe Oansă. Oansă pentru mine a fost germenul și când mi s-a propus, alo, Horia, 97, vrei să fii prezentator la Tip Top Mini Top? Am zis da. Pentru Oansă.
pentru Ioan Luchea Mihalea. Ce fain. Și după am făcut niște voci cu el, a avut nevoie pentru niște piese, nu știu cu cine aș putea vorbi să văd dacă le mai... Neapărat trebuie... Deci Bogdan Dragomir, care a fost în quintetul Lucian cu el. Da. Și mi-era coleg la Madrigal. Da, cel cu ochelari. Mai știi aia cu bim-bong, bim-bong, orologiu din Alveac? Tot piesa cu quintetul... Îți spune una și mai celebră. Haide, mergem la plimbare, vântul să ne dăm, dai să mergem la plimbare, la plimbare, la plimbare. Deci ăla e un... Eu, pentru că iată biografiile noastre... Da, exact. Mișto era aia, bă, era tot așa la usuită. La microfon, Cristiane, că suntem aici într-o emisiune filmat de... Filmat pe o plută, era undeva și cu... Superbă aia! Aia era vizion... Aia a fost o filmare vizionară cu... Primăvară, nu știu cine scria atunci, cine le scria, era niște aranjamente bestială. Vocale frumoase. Un lucru pe care după aceea l-a făcut Mihail, ăla cu Mă ucide ea. A filmat pe aceeași barjă de lemne, să spun așa, știi? Aia a fost, deci a pus songul pe barja aia de lemne. Superb. De pe la cheile, cu... nu știu, pe la... Acolo unde am gândit noi, pe la cazane. Pe acolo a pus aia. Deci senzațional mi se pare lucrul ăsta. Mai ții minte vreo vedetă de la Megastar? Vreo concurent? Îți spun, hai să începem cu Star Factory. Star Factory e primul concurs de... talente, pe care eu l-am prezentat cu juriu. Cine și a câștigat Alex. Atunci era Alifantis, Anca Lupeș, da, de mult, erai mic. Și sunt drăguț. Și a câștigat Alex Velea. Nu cred! Ba da. Nu cred! Ce an era asta, mă? 2003-4-4-4. Extraordinar! 2005, parcă. Și după aia am început Megastarul. Și cine a câștigat atunci? Și Cătălin Josan, moldoveanu, a câștigat primul Megastar. Josan, mă, da. Și o voce caldă, da, frumoasă, da. Și avea un album cu niște piese foarte faine. Da. Talentat, foarte talentat. El prin Moldova acum aș vede de treabă, cântă. Și eu alți moldoveni vin la noi să cânte. Fii atent aici, am aflat o veste. Și acum tu mă infirmi sau mă confirm? Da. E adevărat că TVR-ul a preluat Big Brother-ul? TVR-ul? Da. Big Brother? Da. N-am auzit așa ceva. Dar tu ai fost la prima ediție de Big Brother? Eu am prezentat două ediții de Big Brother, da. Eu prezentam show-ul de live de duminică, Raicu era în fiecare zi, stătea acolo și comenta imagini cu invitați și aveam show-ul live de duminică. A fost greu de tot, erau 4 ore aproape de live. Acolo la zi, cum e? Asemănătoarea. Așa, semănătoarea. Și acum e casa aia, nu știu ce se întâmplă în ea. Eu acolo am filmat la un moment dat Copiii spun, un sezon, lângă. Și mi-am amintit, am văzut platoul, locul, spațiul unde era platoul Vrei să fii milionar, unde filmam cu copii, de la început, așa, a fost mișto, o întâlnire nostalgică. Dar, da, două ediții de, 4 ore de live și știi care era faza proastă și voi să mă înțelegeți foarte bine? Băi, era vineri. Da. Nu, mint. Era bine să fie vineri, îmi doream să fie. Era duminica, bă. Așa. Și n-aveai nici weekend. Eu de joi mergeam să mă pregătesc. Da, și toate repetițiile. Și luni găseai, bă, cine găseai? Vasilache mai putea să iasă cu mine luni, că rest toți aveau, mă rog. Vasilache, drăguțu. Da. Vineri să filmăm reuniunea de clasă. Ah, bravo. Da, reuniunea de clasă, ce mișto, bă. Am prezentat o ediție. O ediție? Când era Raicu invitată cu Cristi Chivu. Aha. Invitați. Și a trebuit să o prezinte cineva și, păi, cine? Na, că tu erai ocupat. Da, eu eram la Antena 1 pe vremea respectivă. De asta zic, erai ocupat, da. Da. Dar noi doi am cântat împreună. Chiar am căutat în momentul respectiv. Nu există. Și nu l-am nu găsit. Există. De asta am zis să îl punem acum pe internet. Tu știi unde? Nu mai știu unde. Păi atunci de ce spui am cântat, dar nu știu Pentru unde? Pentru că țin minte momentul că am cântat o piesă în engleză. Băi. Deci, tu știi de ce am făcut eu podcastul ăsta cu tine? Ca să fie un reper din viața ta, mă. Un reper. Doriți să afla ceva despre Virgil Ianțu? Păi mai aflu și eu, da. Exact. Poze. Hai. Aventuri. Și eu am un set de ăsta cu...
Perfect. Beatles și... Ce piesă am cântat? Fie, fie, uite, tărare, uite, tărare. Ce că tara, 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 tara. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Și-am căutat-o. Deci știi ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă că tu nu ții la mine. Atunci nu țineam, poate, de asta nu mi-a rămas, știi? Mă-mi place francheța ta, dragii mei. Dar am găsit o secvență în care suntem pe canapea la Divertis. Băi, fii atât aici. La Divertis s-a încântat. Nu. Vezi că și spun acum și omul. Îi transmitem sănătate lui Dan Bitman, pentru care vocea împioneze, săracu. A anulat deja un spectacol și îi dorim sănătate, da? Da, chiar sincer și eu. Da? Băi, frate, cu vocile astea... E foarte dificil. Eu îmi încălzesc merele de la frigider, la microvele, 10 secunde. Nu cred așa. Dacă ceva. Mănânc măr. Sunt sensibil de mic, nu pot să beau nimic rece, trag de apa asta care a fost ținută un pic altundeva decât... Acum abia începe să fie bună pentru mine. Nu, dar, dar eu ți-am zis că apa mea, știi care e apa mea preferată? Nu ți-am spus? Asta așa? Așa. Și mai pui un pic de minerală? Da. De acidulată? Da, e un fel de șpriț. Ăsta este șprițul care... Fără vin, da. Care? Ia. Și la ce te ajută pe tine chestia asta? Îndulcește viața. Te înveți cu mie să nu te înveți cu apă rece. Ăștia ai mei sunt geloși și invidioși și nici nu-i bag în seamă. Pentru că urmează acum... Zi. Eu îmi pun asta, vezi că e cu... Dar ziceai ceva, nu știu, te-ai... Am zis mai multe lucruri cu... M-am enervat, da. Așa, da. Nu te enerva, viața este trecătoare. Ia să mă las eu mai pe spate. Așa, du asta mai lângă tine, așa. Uite asta, se duce, nu, se trage. Că... Pune-ți-le că trebuie să fii. Chefal de la chetofal, chetonal de la... Așa. Ia asta, că zi, e sensibil. E cu... E cu, e cu sensibilitate. Doamne și domnilor, în urmă cu 13-14 ani, 15, m-am întâlnit cu Virgil undeva la Dănuțărele. O memșine. La Dănuțărele? Da. Și am cântat această piesă pe care o dedicăm. Serios? Da. When I fall in love, yeah, baby, it will be forever. Oh, baby. Or I never fall in love. In love. In the restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warm of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give. Del Bosque. Hai, ce frumos. Moment. I can feel that, you can feel that way too, is when I fall in love with you.
Dar te-ai făcut finish-ul de la o melodie de-a da, 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 exact. Așa mi-a venit. Dar știi că nu asta am cântat. Ba da, asta am cântat. Am cântat-o cu doamna Aura Urzicianu, m-a invitat să o cânt la Timișoara într-un recital. Am cântat una, un swing, ceva, cu doi... Dacă ți-aduci aminte... O să-mi aduc aminte. La un moment dat. Știi ce? O am în cap, dar nu știi, vine. Știi ce vine aici? Ta-da-da-da-da, 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 da. Deci ce textare asta. Ce textare asta. Aia cu nouă, hop și așa. Stop și iarăși hop și iarăși hop și odată stop. Stop și iarăși hop și iarăși hop și odată stop. Hai la mulți ani. Doamne ajută să fiu sănătos. Nu, da, ești primul om care mai dă niște teste muzicale. Eu am o problemă cu textele. Dragul meu, te super, nu te super, eu îți spun. Zi. Dincolo de, iată, sintagmele care au rămas celebre datorită emisiilor noastre, da. Vreau să spun că există una care a rămas datorită ție celebră. Dar nu te super pe mine. Hei, da. Hop și oare. Hop și aripioare. Deci acum, toți muzicanți din România știu de chestia asta, hop și aripioare. Da, asta au făcut-o ăștia Huidu cu... Băi, lasă-mi pe Huidu. Făceau mișto, eu las. Dar... Deci, pe mine mi se pare senzațional că... Bă, o poantă. Dacă era poantă, știi trecea... de la ce? De la poveste, de la piesa aia a rămas. Care poveste? A lui Ștefan. Papșuari-oari, papșuari-oari era, știi? Și a rămas cu papșuari-aripioare. Care poveste, mă? Povestea. Te-am văzut prima oară într-o seară de mai. De acolo, cred că. Cred. Am o întrebare. Dragă Roxana, asta este pentru tine. A, găsește-mi loc, mă, de aici, cred că. Da, mă, bravo. Știe, bă, băiete, bă. Bă, ce se pregătește, mă. Deja mai zis tu că... Deci, fii de aici. Iar noi avem o poantă. Cristi are o singură poantă în viața lui. Atât. El e din Craiova, dar are o singură poantă. Cristi. Mai zi așa, pe bun că... Asta e poanta lui. Și începem! Nu-i cer nimic din ce nu poate da. Îi dau în schimb toată dragostea mea. La ea. Și odată în viață ți-ai permis să iubești cum niciodată n-ai venit și ești vrăjit de ea. Găsește-mi loc în inima ta. I-am spus că nu știu câte oare. Papșuari-oari, găsește-mi loc și în inima ta. Dă-mi o șansă măcar. Găsește loc în inima ta. Iar dacă nu o să mă doară. Găsește-mi loc în inima ta. Să mă încerc în zadar. Găsește-mi loc în inima ta. Ai găsit. Dă-mi o șansă măcar. Găsește-mi loc în inima ta. Iar dacă nu o să mă doară. Găsește-mi loc în inima ta. Să nu încerc în zadar. Găsește-mi loc.
loc în inima ta. Hai, toată lumea, mânuțele sus! Găsește loc în inima ta. Să nu încerc în zada. Hai că... Ce-a fost asta, frat? Nu nimic, hai că și noi am dat-o. Să nu încerc în zada. Să nu, asta o scoatem din montaj, vă rog. Pot să ies să fumez o țigară? Da, te rog, chiar te rog. E, până fumează... Bine, ar trebui părând să ieșim toți cei care nu fumează. Doamne și domnilor, vreau să vă spun că acum urmează una dintre... Unde experi... la cameră sau da? La poza cu tine? Asta a fost bună! Iată acum se pregătește masa pentru o surpriză! E bine? Da. Ce-i sub? N-ai mâncat, se ia. Se pune la, îți spun la pachet. Da, dați, dați, dați. Mai avem copii. Fii atent aici. Ești pregătit? Băi, o picătură de vin șnola. Aoleu. Bravo, îmi place. Îmi place. Uite, am șters eu tot. Pregătesc masa. Pentru că acum vine... Ai băut vișinată cu pâine luată de pe masă, așa? Niciodată. Sau ai mâncat pâine cu vișinată? Nu, dar... copii, tara, tara, 2, 3, 4... Și... Sensori? Ah, cum a venit asta, fraților? Suntem la cârciumă direct. Deci muzică avem, vin avem. Adică vrei să spui că nu-ți plac sarmalele? Ba da, aș mânca 100 de sarmale fără să mă opresc, doar că nu o fac. Că... Eu am mâncat 101. Știi care e, de fapt, care e, care e secretul sarmalelor? Iar vreau să-l am. Afumătura pe care o pui la sarmale... Nu de magazin dată cu tot felul de zemuri și cu nu știu ce. De la șoncul ăla de la Timișoara sau de unde ai fi tu care faci șonc și tai din... De la șonc. Șoncul ăla, adică hamonul... Aha, așa, uite, îmi las o gură apă. Și din șoncul ăla tai bucăți și pui și de desubt și la mijloc și deasupra. Și afumătura aia care e sănătoasă... Am încercat, am avut niște resturi de la un hamon spaniolesc. Nicio legătură, nu are gust, nu are... Afumătura aia românească, onestă... De șonc, aia. Nu de la ciolan, de la nu știu ce prostii. Nu, aia. Deci dacă mânci odată sarme de alea, du-te bă de aici. O să gust din politețe. Găsește-ți loc în inima mea. E prima oară când mănânc la televizor. Mă rog, la ce s-o uita lumea. Da. E prima dată când... Eu nu mănânc la evenimente, nu pot să mănânc la evenimente. Să știi că asta s-a întâmplat la mine când eram înainte la... Când nu mai... Era prima dată când mă duceam pe la evenimente, în anii 90 și ceva. Și atunci erai chemat, da? Și vedeam la evenimente că se întâmplă platouri. Na, nu pot să mănânc. Dacă faci vreo poză. Și după aceea, încet, încet, când am... am început să mă filmez mâncând. Sper că te rezum la atâta, da? Oricând sunt dispus să mănânc în fața unei camere, mămăligă cu sarmale. Cineva da, mi-a spus că îți plac sarmalele. Da, dar uite, la noi nu se mănâncă cu mămăligă în Banat. Se mănâncă pur și simplu. În primul rând că se fac sarmale, nu sărmăluțe. Sunt mai mari. Și ai mâncat două sarmale, ești lat. Se fac foarte mari. Eu zic să mănânc și sarmale pentru că după aceea o să-ți fie foame. Și ai de dansat, ai de cântat. Oh, Doamne, iartă-mă. Chiar mi-a adus aminte de niște lucruri formidabile și îți mulțumesc foarte mult. Fără să știam, colaborat la un proiect împreună. Da. Bineînțeles că asta este... Cred că asta e partea proastă dintr-un proiect de dublaj. Corect, ai spus foarte bine. Dacă nu se întâlnesc cu oamenii acolo... Niciodată nu se întâlnesc și nici măcar la lansare, pentru că nu se face o lansare. Niciodată. Pentru că asta e, în fiecare țară sunt voci noi. Dar zi-mi dacă ghicești desenul animat. Ți-l spun eu ca să nu... Mr. Peabody? Nu. Nu. Atunci... Unul pe care când îl vezi pe televizor... Bă, într-adevăr, ăla apropo de mămăligă... Ratatouille? Exact. Ratatouille. Dar eram povestitor de la început acolo. Eu eram avocatul. Da, uite.
Ah, mișto. Da. Dar eu mi-am schimbat vocea foarte mult pentru chestia aia. Eu pentru pentru Bolt a trebuit să ascult mult ce făcea John Travolta, da, acolo. Pentru că tu ai fost vocea Bolt. Da. Și la Mr. Peabody mi-a plăcut foarte, foarte mult. O făcea, cum, nu știu cum îl cheamă pe actor, în Modern Family, îl vezi. El, deci, tatăl. Poți să-mi spui, închid așa ochii și îi rog pe toți să închidă ochii. Mm. Care era vocea lui Bolt? Băi, era mai pe aer, așa, și mai speriat, zvârlugă, dar totodată misterios. Trebuia să fie misterios, el se dădea misterios pentru că se credea un mare spion, luptător și așa mai departe. Dar nu mai țin minte exact, dar oricum îmi place să ascult. Deși mi se pare un pic că eu încercam să-mi adaug din personalitate cât mi se permitea acolo la studio, în vocile pe care le puneam, dar nu prea era acceptat asta. Tu ai avut oameni din altă țară, dincolo de Glasvan, dincolo de Morcan? Nu, aveam pe Andreea Mărginan, am tras de Andreea Mărginan, da, cu ea am tras, am mai tras cu Anca Sigartău, ca regie. Da. Îmi place munca aia, îmi place foarte mult, dar mi-e ciudă un pic că nu-mi lasă libertate totală la interpretare. Și trebuie să respecti acolo. E adevărat. Ad literam. Da, cumva e o gândire din start că dacă fiecare ar face în fiecare țară, probabil s-ar depărta, dar unele lucruri trebuie să adaptate. Eu vreau. Pentru că limba română nu este... Fără îndoială. Nu, da, e altă, nu e engleza și, da, e normal așa. Dar eu vreau să-mi cânti ceva. When you're alone, when you're alone, who comes around, who comes around, to guide you out, to guide you out, when you are down, when you are down, and when you're walking down, da 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 da. That's where friends are for. Ceva de genul. Perfect. No. Bine ați venit în lumea desenelor animate, pentru că acum Virgil va cânta. Ah, stai că mă pune să cânt altceva. Genericul pe care l-a făcut la Noile Aventuri ale lui Winnie the Pooh. Băi, stai cum era. Winnie, ursul de pluș. Deci exact așa. Dă-mi text, ai text? Ce-ai pregătit text, ăsta? Mă? Caută. Yeah. Nu mai țin minte, stai să... Și pe ăsta l-a găsit, frate. Ioi. Ia. Winnie, ursul de pluș. Winnie, ursul de... Hey. Și vocile tot eu le-am făcut. Nu cred! Ba, da, ba, da. De la Beatles i-a zis. Oribil. Foarte drăguț de altfel. No. Winnie the Pooh, formidabil, băi. Deci incredibil, tu găsești niște lucruri, băi, și aici frică. Pentru că talentele, să începem. Pentru că talentele tale nu se opresc aici, Marius va veni către tine. Va veni către tine. Ce vreți, mă? E de zahăr ars? Nu, e viol. Thank you.
cine ești? Cine ești tu? Cine ești tu? Din Iotu și Ovidiu, cred că. Da, da, ce mi-a plăcut mie filmul ăla. Da. Cine ești tu de fapt? Băi. Cine ești tu de fapt? Acum te întreb pe ce dor mie să pot cânta la vioară așa cum îmi doresc, pentru că abia acum am sufletul pregătit pentru așa ceva. Nu când făceam vioară. Atunci nu știam ce dragostea, ce suferința, ce râsul, ce plânsul. Acum aș putea să cânt foarte frumos la vioară. Nu mă mai ce frumos cârnații. Ai spus-o pe asta. Da, nu mă mai țin cârnații și... Ce înseamnă mă cârnații? Păi din orice, ai putut să faci chestia asta. Da, da, e o chestie simplă, de-aia am și ales-o pe asta așa dacă băi, să mă mai joc. Ce e surprinzător că încă merge pe curat, știi? Cânt curat. Nu, da, încă mi-a rămas în memorie totuși. Bine, acum dacă mă complic și mă duc pe Mendelssohn, nu o să mai cânt atât de curat. Dar mi-e dor și am zis că mă apuc să studiez. Apropo de Mendelssohn, când te căsătorești, am zis că e tot Mendelssohn. Da. Marșul, când ascultăm Mendelssohn la căsătorie? Trebuie să mă apuc de studiu, frate, durează. Nu, te-ai prins. Nu. Alo, domnul. Spuneți, vă rog. Alo. Da, mă, vrei să mă însor? Da, uite. Bine, cânti gratis cu toată trupa la nuntă? Nu, la mine. Stai că Boșca e primul. Boșca e primul. Da? Deci în septembrie e Boșca, tu în octombrie? Vrei în octombrie? Nu o sunăm pot, pe Roxana? Nu pot, că... Sună. În octombrie? Sună. Nu știu dacă avem timp să pregătim. Tu poți în octombrie, ești mai liber, hă? Tu când ești? Te însori? În septembrie, zi. Îmi pare rău. Așa, și în octombrie am avut... Astea-s glume de trei prune. Ăstea când e nu știu ce. Da, de trei prune ai? Bă, dacă ai ști... Zi. Da, mă, mă însor, urmă că mă însor. Ce știu eu despre tine? Cum e, mă? Ai zis bine, ceva de genul, da. Dacă ai ști... Tu despre mine, ce știu eu despre tine? Deci iată de aici, Unele da. Le-am luat în swing, în jazz. Da. Altele, pentru frumusețea primei linii originale, am zis să facem playlist-ul de căsătorie. Așa. Deci, acum te urci pe scenă... Da. Și spui, fii atent aici. Roxana! Ah, ce frumos este. Roxana! Dacă ai ști ce bine-mi pare, zi de zi când tu apari în calea mea. Ce vorbești, bă? Se căsătorește băiatul. Dacă ai ști cum m-am simțit de fericit când mi-ai zâmbit, nu pot uita. Dacă ai ști că există cineva ce te iubește pe-ascuns, n-ai mai fi atât de tristă, tot ce-ai suferit îți va fi de ajuns. Dacă ai ști despre mine tot ce simt pentru tine, dacă ai ști ce iubirea poate găsi fericirea. Dacă ai ști despre mine tot ce simt pentru tine, dacă ai ști ce iubirea poate găsi, poate găsi fericirea. Dacă ai ști, dacă ai ști, dacă ai ști ce bine merge, dacă mi-ești în drum, îmi ștergi orice necaz. Dacă ai ști ce îndrăgostit sunt azi, mai mult ca ieri, mâine mai mult ca azi. Dacă ai ști că în lume cineva în noapte te va visa, ai simți poate cum e să fii tu iubită de altcineva. Dacă ai ști despre mine tot ce simți pentru tine, dacă ai ști ce iubirea poate găsi fericirea. Dacă ai ști despre mine tot ce simți pentru tine,
dacă știi ce iubirea, poate ai găsi fericirea, dacă dacă ai ști, dacă ai ști, dacă ai ști. Și nu o rezolva. Trebuia să lași pedala, dar nu s-o rezolvă. E perfect așa. Lasă-mă. Deci eu cred că, Roxana, noi pregătim meniul de nuntă. Sarmale pregătim, cu... dragă, pregătim, că nu e... Ai crezut că mă prins pe un subiect tabu? Eh, no. Și mă voi însura, uite, așa am declarat-o aici, da. Cum am declarat-o de atâția ani. Da. Da, mă, găsim momentul. Da, n-am avut timp, sincer, că eu chiar muncesc, eu nu fac podcast. Dar tu ești ca Schwarzenegger. I'll be back. Când? I'll be back. I'll be back. Nu contează. Cine a avut ideea cu Big Band-ul? Eu am avut ideea. Tu te-ai dus, ai colaborat cu Big Band-ul, cu Burneci, cu Sebastian. Da, dar înainte de asta, de fapt, a venit ideea acestor piese. Am ascultat albumele lui Polanca. Și de acolo mi-a venit, bă, noi avem piese românești mișto și ca idee e foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult primul și rock și mai unul mai pop așa. Da. Cu piese mai... Care piese ți-a plăcut de acolo? Stai să-mi amintesc. Ție ce ți-a plăcut? Dar nu mai știu că... It's my life, pa! It's now or never, pa! Mamă, și Duran, iar... Da, frumos. Ce frumos. Bun, și așa mi-a venit ideea, am vorbit cu George Natsis, cu care am făcut aranjamentele, el le-a făcut, îți dai seama, pe... Eu i-am spus cam ce simt, ce aud, ce îmi place, el a făcut o minune din aceste piese, din orchestrație, și apoi am ales muzicienii împreună, eu pe Sebastian îl știam, și la înregistrare am avut vreo 16 suflători. Plus restul de secția ritmică. După care am făcut un big band în care eram 10 cu mine, 11, cu care am funcționat, dar unde am crezut de cuvință, unde se potrivea. Adică a acceptat evenimentele care se potriveau. Evenimentele, culmea, am fost în unele locuri unde nu înțelegeam cum, la Cugir, de exemplu, zilele Cugirului, lângă fabrica de armament, am cântat acolo pe scenă și atenție, foarte frumoasă poveste. Eu aveam deja o formulă de 5, 4, 5, da? 5. Și impresarul, mă rog, tour managerul, zice, nu vreți formula de 5, că e mai... Nu, vrem formulă mare. Ok, formulă mare. Ne ducem, toți cântăm foarte bine, cu înainte de asta, cu ritualuri de astea tradiționale, cu căruțe, cu lumea îmbrăcată, frumos, tradițional, foarte bine. Și vii tu și cu swing-ul. Seara am venit cu, îți dai seama, lumea, ce înțelegea bine, ce nu, mă duc la masă invitat după, de doamnele organizatoare de acolo, de la consiliu, de la primărie, de la ce-o fi. Zic, acum am o întrebare, de ce ați, în primul rând, de ce eu, cu repertoriul ăsta, și de ce nu ați vrut formula mică? Zice, noi ne-am săturat să oferim publicului doar ce vrea el. Interesant. Și am hotărât să oferim ceva care îl și educă și îl mai scoate din aceeași zonă din care, dacă nu facem ceva, nu o să mai iasă niciodată. Mi s-a părut extraordinar. Erau niște domnițe. Asta e o luptă pe care... Băi, o luptă pe care nu o s-o... Nu se poate câștiga în orice oraș, orice localitate din țară, dar este, mă, și dacă un om de acolo a auzit ceva de genul ăsta și a plăcut, deja e un câștig. Un om, un singur om. Pentru că el duce mai departe, cum mi-am explicat, și îmi place povestea asta, pentru că are un simbol foarte frumos. Eram de înviere la Timișoara cu fiimea și cu Roxana. Și cu viitoarea ta soție. Cu viitoarea mea soție, exact, că am uitat să menționez. Eram pe treptele catedralei. Așa? Și vine lumina exact de Paște și Iasmina se uita așa în jur și zice, de ce se dă de la unul la celălalt lumina?
ce să explic, zic, uite tati, tu ești un copil foarte bun, ai o calitate a ta, ești, să zicem că asta e calitatea ta, cea mai importantă, că ești un om bun, ai o bunătate da. În tine, da? Tu dacă o dai celui de lângă tine acea bunătate, ce crezi? Deja e un câștig, pentru că el mai departe devine bun și îl face și pe următorul, cum tu l-ai făcut pe el bun și așa, uite-te la lumină și se umple piața de lumini. Uite, tu ai oferit acestei piețe bunătatea ta. Da, acum am înțeles. Și așa cred că trebuie să facem în universul nostru în care ne desfășurăm activitatea sau ne distrăm sau în familie. Cred că ce primim noi bun de la oamenii pe care îi întâlnim sau de la experiențele pe care le avem, trebuie să încercăm câteodată și în mod forțat poate, sau dacă avem abilitatea să transmitem, cum făceam Moțu Pitiș, principii și valori cu discreție și dacă erai în stare să primești asta și meritai, primeai și rămâneai cum am rămas eu în suflet cu niște lucruri, cred că asta suntem obligați să facem. Dacă Dumnezeu sau cineva din jurul nostru, un om ne-a dat ceva bun, trebuie să încercăm să transmitem la cât mai multă lume putem. Dar și un om, nu trebuie să zicem, nu se poate, nu e o perioadă bună, nu e... Cu orice facem, mai ales când avem voci care sunt auzite, avem datoria de a cânta. Eu consider că, deci o să cântăm la el, o să cântăm la nuntă. Noi am pregătit un repertoriu de nuntă. Ia să auzim. Când se duc oltenii în piață. Dacă du-te tu mai sus, gheru poate. La patru dimineață. E foarte interesant că exact în genul ăsta e următoarea piesă. Ei bine, nu. Eu cred că ce ai spus nu se poate completa decât prin această melodie. Ia. Yeah. Asta da. Du-mă fericire în sus. Bine. Și zbește întâmpla de stele până când lumea mea prelungă și în nesfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt. Mult mai înalt, mult mai curând, mult mai curând, mult mai înalt, mult mai înalt, și mult mai curând. Ce bine că ești, bine că ești, ce mirare că sunt, ce mirare că sunt, două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. Ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă. În figura ta neasemuita luptă, a minunii că ești, a întâmplării că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Ce bine că ești, ce bine că ești, ce rare că sunt. Come on, Bosque, come on! Bine că ești, ce mirare că sunt, două cântece diferite, lindu
Amestecându-se, amestecându-se două culori. Da, da, ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă. Ce bine că e, ce bine că e, ce mirare că sunt, ce bine că e, ce bine că e, ce mirare că sunt, e mirare că sunt. Frumos, să-i mulțumim lui Nicu. Da, îi mulțumim foarte mult lui Nicu. Doamne, cât, cum, ce trebuie să fie în mintea ta și în sufletul tău să scrii atâtea piese atât de frumoase, mă întreb. Vezi, să fie un geniu în mintea ta. Da, este. Nicu a zis că nu-i vina lui, că vin de undeva. Da. Și toți au aceeași rețetă. Dar trebuie să fie un receptor acolo foarte bine pregătit pentru a primi lumina aia a muzicii. Spune-mi, care a fost ultimul tău concert cu, pe scenă cântând aceste melodii? Înainte de pandemie, nu mai știu unde exact. Și de ce nu vrei să faci în continuare concerte? Nu spun că nu vreau să fac. Așa. Doar că o să fiu foarte sincer și o să-ți spun că în vremea pandemiei am vrut să fac niște lucruri alături de bunii mei băieți din orchestră. Da. Și atitudinea lor m-a deranjat foarte tare și atunci am renunțat și dacă voi face acest lucru, voi fi foarte selectiv cu cine voi alege să fac. Dar recunosc că, din păcate, dezamăgirea mea a fost atât de mare încât m-a făcut să nu mai doresc o vreme să fac acest lucru. Când ți se întâmplă înainte să intri în scenă să vrea să plece unul dintre instrumentiști pentru cred, care cântare în alt loc, când doi dintre ei te lasă cu două zile înainte de un concert important, ierți, după care se mai întâmplă lucruri de acest gen sau vin la repetiție cu întârziere sau... Dai că vine altul în loc. Au fost, cred că, doi băieți siguri au fost alături de mine de fiecare dată, dar în rest, Am o propunere pentru tine. Trei. Vreau să încerc ceva. Îți dau o idee. La mine e democrație în trupă. Foarte bine faci. Da, nu, mie îmi place armonia și ca muzică și ca stare. E evidentă și e necesară. Da, doar că cred că am fost un pic prea... Cred că am lăsat anarhia. Da, repet, cu fiecare din oamenii din fața ta, noi nu am avut tot timpul lucru roz, dar și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune ne-au unit. Ceea ce vreau să spun un singur lucru. Îți dau o idee, un deadline, un conținut și tu trebuie să-l pui în practică. Ideea este așa. Pian. Ce bine. Spectacol Virgil Ianțu, nu-i spunem My Way, că are altcineva aspectat. Da. Zicem, ce bine că ești acestui spectacol, spui jos Virgil Ianțu voce și ai un singur pian. Spectacolul se va întâmpla în septembrie. Te bagi? Te bagi? Băi, nu e oră de că se bagă. Da, mă, zi. Lasă-l pe Marius, care are destule probleme. Are doi copii, are academie, are profesori și... Fii de aici. Deci tu iei microfonul în mână frumos și începi. Ok, poate îți trebuie și o tobă. Dar te oprim toba, doar cu pian acum. Și spui, ce bine că ești. Este un spectacol de muzică, de poveste și de amintiri. De ce? Uite, exact cum face Horatiu acum, faci tu, ție una de asta. Tu ești ăla care vedeți. În momentul ăsta ai un singur om cu care te înțelegi, ai mulți pianiști, nu la fel de bun ca Marius, dar ai mulți pianiști
care pot să te susțină, iar în septembrie tu pui spectacolul ăsta la într-un loc cu 200 de oameni. Acei 200 de oameni sunt începutul unei plăceri de ale tale pe care tu ai luat-o publicului pentru că te-a supărat cineva. Nu se poate face așa ceva. Dacă tu ai un timbru care este pentru spectacol, tu nu trebuie să-l oprești de la public! Tu ai dreptate. Eu știu de ce vrei tu să mă convingi. E foarte frumos în principiu, dar eu neavând încredere în tine, știu că faci asta ca eu să apar cu un pian lângă mine și tu cu un big band. Știu că de asta faci. Uitați-vă la ăla cât cu un pian. Eu? Ia uite. Eu voi fi primul susținător al spectacolului tău. Știu că îți place și să apar să mă vezi acolo umilit. Ești, deci eu să fiu da, acolo. Da, mă, e foarte frumoasă ideea. N-o s-o... Da, da. Adică, uite, de exemplu, 8 ani, fiți atenți, fiți atenți ce vă spun. Bartoș are acum un spectacol The One Man Aproape Show, așa se numește. Este el singur pe scenă și are câteva chestii de lumini. Atât. Cu o echipă tehnică în spate. Atât. Și spectacolul ține o oră jumate. M-am distrat, m-am emoționat, l-am aplaudat. Tu, combinând muzică, el nu știe să cânte cât l-am învățat eu. Da. Deci nu cât, știe. Cum știi tu să cânți? Cum povestești? Băi, fii aici. Și m-am întâlnit cu Anță, și m-am întâlnit cu Madrigalu, Marin Constantin, tra-la-la-la-la. Deci sunt niște povești pe care nu le poate spune oricine. Și din când în când, după o poveste, dar cred că știți piesa aia. Am avut o iubită. Înainte să mă căsătoresc, așa cum ai zis Brenciu. Da, dar pot să fac referire la tine la toate piesele și la toate întâmplările. Dar tu ești necesar să faci pentru spectacolul ăsta, îți trebuie doar două lucruri. Unu, să te întâlnești cu un pianist, să-ți miști fundul la repetiții și spun la dispoziție sala asta de repetiție ca să nu plătești deloc, una la mână. Doi, trebuie să îți alegi locul și trebuie să muncești puțin pentru chestia asta și puțin marketing. Atât. Asta trebuie. Iar spectacolul, uite, alo! Mă obțin. Alo! TVR, cu directorul, vă rog. Care? Da, sunt prietenul lui Virgil Ianțu. Mulțumesc. Mi-a făcut legătura. Domn director, ce vă rog frumos, în septembrie are Virgil Ianțu un spectacol. Vreau să-l transmit. Vrei live sau înregistrat? Live, tati. Vreau live pe TVR, în prime time, Virgil și poveștile lui. E un spectacol foarte interesant, cu pian, cu muzică și cu povești. Foarte drăguț. Un fel de podcast muzical, așa cum face și Brenciu. Da, mulțumesc. Nu. Da, m-ați recunoscut, da. Nu o să vin așa. Da, trebuie, da, știu, 30 de ani, da, mulțumesc. Numai bine. Ce vor să refac bingo, nu? Deci, asta trebuie să faci tu. Să știi că, da, poate fi o idee, adică e o idee bună, trebuie un pic creionată și gândită și dezvoltată. Îți mulțumesc foarte mult. Dacă nu văd niște progrese și dacă nu te apuci de acum să sun... Mă pedepsești și mă chem iară la podcast. A doua oară. Ai cântat vreo piesă, e o piesă pe care ai cântat-o tu, pe care eu niciodată n-am cântat-o, am fredonat-o mereu și este una dintre piesele, știi, îmi doresc asta. Și îți spun aceeași întrebare pe care îmi doresc eu să-mi fie pusă. Sunt curios dacă asta ai fi... E vreo piesă pe care ai fi dorit să ți-o compui tu, pe care o piesă cunoscută? În afară de găsește-ți loc în inima mea. Sau găsește loc în casa ta. Nu am o anumită piesă, dar mă minunez de fiecare dată când ascult My Love, My Life. Cântă puțin. Abba. Aha. My Love, My Life. Da, 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 da. My Love, My Life. Da, 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 da. Interesant. Nu e atât de cunoscută, da, da, dar este superbă și îmi rămâne peste noapte, că asta, de asta acum iară o să o am. Iar am să dorm. Frumos. My Love, My Life, s-a făcut. Sau multe din piesele de la Beatles, mi-aș fi dorit să înțeleg cum au făcut băieții aia și văd toate documentarele de pe lume și văd... Băi, pe TikTok e formidabil ce se întâmplă pe TikTok. Sunt din ce în ce mai multe, că e softul de căutare, că dacă eu caut mai mult Paul McCartney, și Paul McCartney a făcut aia și cu James Corbin și cu... A făcut multe...
ieșire în afară în ultima perioadă. Da. Acum softul de la TikTok, pentru că așa e peste tot. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Tu cauți un lucru, asta e slăbiciunea Domnului. Pac, băgăm Beatles. Și acolo sunt tot mai multe povești cum am făcut acele piese. Mi se par senzaționale. Nu, este... Da, voi vă dați seama că omul ăla chiar există, Paul McCartney, chiar există. Eu am fost la concert la Paul McCartney și am ascultat și Wings și Beatles Live. Frate, am ascultat Yesterday Live cu Paul McCartney, Let Be și multe altele. Măi, este... Am avut o șansă și nici nu vine să cred. Pe omul ăsta aș vrea să-l cunosc. L-am întâlnit pe Al Pacino, îmi doream foarte tare, adică nu visam să se întâmple asta, s-a întâmplat. Am întâlnit actori, pe Bono l-am întâlnit, da. Bă, dacă l-aș vedea pe Paul McCartney și aș reuși să dau una cu el, mi-aș vinde mâna la licitație. Băi, voi știți... Uite, în cinstea asta mănânc o sarma, pentru că tu ai zis foarte bine. Auzi, da, pe filmul Yesterday l-ai văzut? Da, da, da. L-ai văzut ăsta nou, făcut e pe, nu știu, pe ce platformă, Get Back? Nu. Este vorba despre ultima lor apariție de pe acoperiș. Mm. Și despre cum, că nu așa a început, ideea a venit pe final să cânte tot, că nu știau, facem un film și este filmat non-stop, tot, repetiție, absolut tot. Eu dus într-o hală, bă, dar parcă nu ne simțim bine aici, s-au adunat să cântăm, ce să faci, facem un film, facem un spectacol, turneu, habar n-aveau, era un haos total și cum repetau, era și acolo l-am descoperit eu de fapt, nu mi-era foarte, foarte simpatic, îl apreciam foarte tare pe John Lennon, pentru talent, glas și așa mai departe. Nu ți era foarte simpatic? Nu mi-era simpatic deloc, probabil din cauza ei, că se întâmplă asta în viață. Dar nu, n-are legătură. Nu am reușit eu să-l cunosc. Măi, acest documentar a făcut să-l iubesc la fel de tare ca pe Paul McCartney și cam, na, Beatles. Pentru că era atât de ludic. Da, știu. Și atât de frumos și era tot timpul pozitiv, să fie lumea cu zâmbetul pe buze. Paul McCartney e mai riguros, mai pragmatic, dar totodată și cu umorul la el. Gândește-te George Harrison mai plicticos, ăla altul cu minte, stătea în banca lui. George Harrison a dat banii, a sponsorizat pe Monty Python. A fost un grup umoristic, unul dintre primele, și ăștia căutau sponsorizare. S-au dus la casa, l-au bătut în George, dă-ne și nouă niște milioane. Adică sunt niște istorie acolo, da, frumos, dacă intri acolo în hățișurile destinelor lor, formidabile. Într-adevăr, ai dreptate, trebuie să ascultăm și trebuie să intrăm în muzică și trebuie să asculți muzică, pentru că dacă tu asculți muzică și Yasmin ascultă muzică... Da, și ascultă și rap, manele astea trepuite, cu bețigașe ca la, știi, ca la manele, ale, trepurile, cu triolețe. Astea sunt bețigi... peste măsură, parcă ar fi mare invenție, știi? Da, în măsuri binare cu tirolețul. Și Gagi, așa, și ea ascultă și așa ceva, dar am descoperit prima dată în mașină, mergeam nu știu unde, că am început să fredonez eu. Ce? Let me take you down, cause I'm going to... Și a început Strawberry Fields, a început să cânte cu mine. Sau... Here comes the sun, di-da-da-da. Mm-hmm. Și început să... I say, it's over. Băi, asta, ca să înțeleagă lumea... Cu linia ne vine, eu îl las pe el să cânte vocea întâi și mă duc pe vocea a doua, el mă lasă pe mine și ne duce amândoi pe vocea a doua. Bun, dar e funny asta. Și e foarte interesant că la un moment dat am descoperit la nu știu ce piesă, o voce pe care eu o cânt. Dar era atipică, armonie era un pic mai deosebită și o cântai și tu la fel. Da. Mi-a plăcut asta, înseamnă că ai și tu un pic de talent. Așa, mai departe, ce discutam? Mai mănâncă o sarmană, nu, chiar te rog să gust sarmană. Ce vrei să fiu sătul? Moale să nu vorbesc. Mănâncă sarmană. Să adorm. Nu, promit că mănâncă sarmanele, normal. Adică mănâncă o sarmană și spune cum sunt, că eu am făcut azi noapte. Foarte, foarte bune. Nu, nu ai gustat. Foarte bune, am gustat, după cum vezi că e tăiată. Aia e puțin gustat, ce ai gustat? Ia sarmaua. Uite și cu afumătura, așa cum îți place ție, cu afumătură. A venit felul... A venit felul sexy. Deci această piesă este o piesă pe care eu niciodată n-am cântat-o cu nimeni. Nici măcar cu compozitorul pe care îl știu. Ia uzi.
De aceea o să cânt cu tine. Tu o cânti, dar noi o cântăm în original. Și mai lent. Și mai lent. Și piesa zice așa. Ai, cât de frumoasă e asta. Vai. Hai. Asta aș vrea, aș vrea să o compun eu. Băi, este super. La 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 la. Telefonul nu mai sună, îl auzi, ori ți se pare. Nu te vezi cu ea de-o lună, dar în vis mereu ți-apare. Ți-amintești când urci pe trepte, cum urcai și în altă seară. Și te aștept să te aștepte dincolo de prag. Superbă. Telefonul nu mai sună, dar îți sună în amintire. Vocea ei din vremea bună, vocea ei la despărțire. Ți-amintești de ea pe stradă, dacă-ți nimerește în cale. Câteodată altă fată, amintind de ea. Ți-amintești de vremea în care erai doar tu și ea. Ți-amintești când ea era iubita ta. Ți-amintești când era soare, pentru voi strălucea. Ți-amintești când v-ați jurat că voi nu vă veți despărți vreodată. Casa nu mai are viață, fără ea nu mai e vară. E nora și fric și ceață, și înăuntru și afară. Ți-amintești îmbrățișarea, glasul, gustul și parfumul. Închizi ochii și ți-apare ea. Zoli. Zoli. Băi, să-i dea Dumnezeu sănătate pentru piesa asta și pentru altele, dar asta este o bucurie. Felicitări. Nu felicitări, mai mult decât. Tu ai vreo melodie pe care, nu știu, îți aduci aminte de atunci când e vorba de amintirile sentimentale ale vieții tale? Adică, nu, uite, nu mă leagă, nu, de un moment anume, nu, n-am. Știi ce îmi place foarte mult? Am cântat-o cu, de fapt, de copilărie, mi-amintește, ce cânta, piesa pe care o cânta Harry Belafonte împreună cu Nana Muscuri. A cântat-o Aurelian Andreescu cu Aura Urzicianu. Eu o iubesc pe care Aura. Care piesă? September. September more. Nu, nu, nu. Try to remember. Da, da. Și am... Eu cu Aura am avut o relație foarte frumoasă și ea e plecată acum, nu știu, n-am mai reușit să țin legătura de ceva ani. Știu că are niște mici probleme, dar... Dar nu de sănătate. Ceva de genul. Sper să fie bine, dar țineam legătura chiar și când eram plecată în Canada sau la Londra la băiatul ei. Este unul dintre cei mai talentați oameni, trecând peste voce și talentați, dacă mă refer la talentul ăla pur, poate necultivat, cum am avut ocazia să-i fac niște voci Ancăi Parghel,
domnule, ea la pian cânta ceva ce părea improvizație, adică o lucrare extrem de rapidă pentru mâna dreaptă, și la octavă făcea asta cu vocea. Avea un la octava, unison, cu vocea, ceea ce făcea la pian, într-un ritm fantastic, avea un ambitus extraordinar de amplu, o tehnică vocală, un auz fantastic. Astea au fost, și muzical vorbind, niște întâlniri fantastice. Mi-am dat seama că nu sunt singur pe lume. Ca să nu o dau prea în serios. Da, minunat. Iar am ales la un moment dat să cânt. Am filmat cu telefonul, am făcut cu Nicole Sherry. Mi-a plăcut așa când eram micuță. Sună bine. Cum cântă și... am ales să fac piesa asta în varianta românească, pe care varianta Aurelian Andrescu cu Aura este ceva o minune, și mi-a rămas asta. Ascultam probabil o dată de două ori pe an la TVR. Uite, pentru că ideea pe care ți-o propun ca să revin viața muzicală prin de culoare, ai voie să ai doi invitați. Eu vin oricum pe gratis pentru că ți-am dat ideea și o să mă aplaude pe mine lumea mai mult. Da. Îți mulțumim, Horia, că l-ai adus pe Virgil Ianțu din nou în atenția noastră. O să am un bis, să nu te superi. Da. Dar poți să inviți pe cineva, o fată ar fi de preferat, că e prea mult testosteron pe scenă. Da. Și uite, ăsta e... Doar trebuie să te gândești la sală, doar trebuie să te gândești să găsești un prieten, un pianist serios cu care să te bucuri de pe scenă, atâta tot. Da, sau acordeonist. Depinde ce vreau, da. Depinde ce vrei. Oricum, vreau să vă spun că Virgil, de 23 de ani, a cunoscut-o. Acum 23 de ani a cunoscut-o pe Roxana. Prima dată s-au întâlnit în televiziune. Da, și să știi că și datorită iubitei tale soții, cumva a avut un aport important acolo. Adică te-a împins nevastă mea să te duci cu... Nu, să nu ajungem la detalii, că nu vreau să afli prea multe, dar... nu, dar s-a întâmplat chiar la ea acasă. La nevastă mea acasă? Da. Voi mergeți în pauză. Așa, da, pentru că am fost la o petrecere la soția ta acasă, așa am ajuns eu să fac televiziune. Deci ca să înțelegi ce legătură strânsă este între noi. Acolo, în Titan. Da, știu. Da, știu frumos. Titanul. A fost și... da. Iar voi sunteți împreună de 22 de ani. 23 de ani v-ați cunoscut și 22 suntem împreună. Și, bineînțeles, Iasmina este perla coroanei, așa îmi place mie să-i spun. Iar de fiecare dată când te gândești fie la Roxana, fie la Iasmina, te apucă un dor de... Exact. Și de Aura, că tot vorbeam, vezi? Ăsta e un dor de viață! Asta este o piesă pe care va trebui să o facem în concert, de-aia o repetăm acum. Hai să o repetăm. Deci, fii atent, copii, cântăm Dor de Viață, piesa lui Virgil... Culoarea și un poem solar umple toată zarea. Prin toată ființa mea trece ea iubirea. Aripeș vrea să zbor și mi-e dor, 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 dor. Ta mă-nclin, a nu știu câta oară.
Cerul e înalt, senin și e cald afară. Suflet niciun doci, dor, 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 dor de viață. Se simt în prag dimineață când privesc o floare și-mi șoptește că e soare. Zi de zi dor de viață, despre dragoste mă învață, tot mai sus mă înalță și sper. Iertați-mă, dar trebuie să reiau prezentarea de la început. Doamnelor și domnilor, da, născut pe 1971, este actor, interpret și percuționist. Băi, asta cu actorul, vă rog eu mă să o scoateți voi cei care faceți prezentarea. Eu am un respect atât de mare pentru actori, încât doar pentru că am jucat în 4 filme, nu înseamnă băi, că, doamne. Ok, să schimb fiandes. Da. Doamne și domnilor, astăzi la podcastul Lucruri Simple este invitat Virgil Ianțu, care este prezentator, actor, amator. Nici așa, nu poți să pui amator în dreptul meu, sincer. Nu. Băi, frate, dar ce... Nu, dar ție nu-ți combine nimica, mă! Nu se poate așa ceva! 1, 2, 3, 4! Bună de viață, simt în prag de dimineață, când prim, vezi o floare și-mi șutește că e soare. Zi de zi, dor de viață, despre dragoste mă învață, tot mai sus mă înalță. Oh, ce frumoasă e muzica! Ce frumoasă e muzica! Chiar și piesa ta! Vreau să te întreb un lucru mai delicat și vreau să-mi răspunzi la fel de sincer. Delicat mă întreb sau e lucru pe care vrei să-l afli? Zim. Eu niciodată nu te-am văzut cu țesuturi adipoase. Există o motivație pentru care arăți mult mai bine decât mine? Am o replică, dar nu pot să o spun acum. Nu, peste 2 minute pot să spui. Am grijă în general. Am o marjă de 3-4 kg pe care o scap așa în vacanțe. Scapi 4 kg în vacanțe? 3, hai să nu exagerez. 3 kg, maxim am 4 în plus. În rest mă plasez acolo la 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 5 în formă foarte bună.
Am grijă ce și cum mănânc, când, mișcare, sală, acum de vreo 2 săptămâni am fost la sală, că-s cu spatele înțepenit, așa. Dar chiar am grijă, nu exagerez cu grija, nu exagerez nici cu partea alaltă, știi? Eu am vreo 10 kg pe care le-am scăpat de la ultima vacanță și bă, nu le-am mai prins. Bă, dar cum face, nu se vede? Așa, zi. Nu o să pleci cu o boală de la podcastul ăsta. Da, simt. Deci o să pleci cu niște măsurări de conștiință puternice, un plan de viitor și un pachet de asigurări de la casa de asigurări. Deci eu te admir pentru chestia asta și de fiecare dată asta e. Pentru că niciodată în crunării, așa cum le spune Lucinatra din Martin și Sammy Davis și toată pleiada, niciodată ei n-au fost bine făcuți. Au fost tot timpul slim fit, așa ca Virgilianțu. Nu slim fit. Atenție. Am și eu că, na, sunt om, dar într-o marjă, nu... Nu, evident, ca a mea. Ok, am înțeles. Nu. Nu. Bai, tot. Pentru că... Eu am tras așa, că nu știu dacă vrea să consumăm toată... Îmi cer scuze. Vinul rece la gheață. Da, nu, se mai răcește până când vorbim, se răcește. Uite, acum asta are temperatură. Acum e temperatura perfectă. Cu ăsta, ce, nu vrei să mai pui, ha? Ba da. Acum e perfect, uite. Nu, te opri. Pune. Așa, mersi. Ăla, de unde crezi că le-a învățat? Dar tu de unde știi pe Cristian Mihale? Pentru că era mult mai mic decât mine, nu știu, cu vreo 2 ani la liceul de muzică din Timișoara. El acolo a făcut, mă rog. Eu am da, și an din Timișoara, mă! Da, eu am și terminat liceul, știi? Hai, mă, da. Mamă, ce acuzații! Zifi l-am văzut, da, cu câțiva ani, nu știu. Vorbind de foști colegi mai mici de la Timișoara. Tu la Cluj l-ai cunoscut pe Zifi? Ai făcut la Cluj percuție? Spania. Da. Să știi că liceul nostru de la Timișoara a fost prestigios și nu a fost prestigios, a scos muzicieni foarte buni. Am avut parte de profesori foarte buni de instrument și de teorie, ceea ce a contat cel puțin. Mie mi-a plăcut partea asta, dar aveam instrumentiști foarte buni care mergeau la concursurile pe meserii, luau 10 la instrument și 4 la dicteu. Deci în loc să câștige toate concursurile pe meserii, o dădeau de gar la partea asta, la teorie. Dar am avut profesori foarte buni, foarte, foarte buni și mi-am dat seama, comparându-mă cu cei de la alte licee cu care m-am întâlnit în facultate sau, mă rog, da, chiar un liceu foarte bun era atunci. Și am un gând și vreau cumva, am tot fost pe acolo, pe la conducere, vreau să găsim planurile vechi și să găsim o variantă, să strângem fonduri, să-l readucem la imaginea lui din 71 când a fost făcut. Ion Vidu. Art Deco, da, Ion Vidu. Mă, este... La mulți ani. Doamne ajută, la mulți ani. Și mulțumesc pentru invitația. Cu drag, fii atent de aici. Dacă te duci acolo, o să te rogi la mea. Domnul Ianțu, cântați-ne și nouă ceva. Deci, eu știu că e o piesă preferată. O cântăm acum. Am o întrebare. De ce nu spui căștile pe urechi? Pentru că îmi place să-mi aud vocea în mod natural și îmi pun așa câte jumătate că aș vrea să simt mai bine. Dacă asta trebuie să pui pe ambele. Iade. Bine, o să pun pe ambele. Zi. Am fost în decembrie într-un mic turneu cu Andra. Așa. Împreună cu Andra am cântat o piesă cu ea. Tradițional. Da. Nu la ăla de... Colinde. Da, Colinde. Și am cântat o piesă împreună la repetiții. Eu nu prea folosesc căști, nu-mi place să ascult monitorizarea. Da. Nu întotdeauna e cel mai bun lucru. Și acolo era cu căști, am stat cu o cască în ureche, sau totuși, deși acolo era foarte bun reglajul, ok. A zis, lasă să folosesc eu o cască, sunt eu mai confortabil. Vine concertul, montează, bă, căștile. Intru, încep să cânt, bă, ceva, nu mi-au dat drumul la căști. Cânt, noroc că aveam experiența, dar o monitorizare nu prea mă auzeam. Pe față, din față îmi luam, știi? Corect. Dar a fost, că suna bine și am realizat pe final. Am zis că Andra se uită la mine în ureche când... Eu nu pusesem, atârnau căștile fain frumos aici și nu mi le băgasem în ureche și mă miram că nu se aud. Deci de asta n-am reflexul ăsta. Eu acum
Eu te pregătesc pentru spectacol. Bă, tu trebuie să te întorci pe scenă, mă înțelegi? Mai băga la ce ți-am spus? Ce? Deci că am intrat într-un hotel. Da, exact, exact. Cum sună piesa ta preferată? Ai dat-o cânt de fiecare dată, mai ales care și un solo. Oh, băi, știi care e problema? Sper că o știi. Eu nu o știu. Dar o ascult. Te rog să, dacă o știi, hai să, să o cântăm un pic împreună. Noaptea m-a prins iar, beat de același jar. Și dacă vreau să aprind o stea, cu inima mea, ce dacă ca un lăutar bântui hoinar, murmurări de dor. Și-mi beau și eu paharul meu de fericire. Simt că noapte-i în balans și-o invit la dans. Ce dacă râd un trecător că încerc să zbor. Și dacă doar un singur gând m-am bătat, ce bine ar fi, ce bine ar fi, lumea ar fi a mea. Doamne, ce n-aș da dacă mai iubi. Simt că noaptea e în balans și-o invit la dans. Ce dacă râde un trecător că încerc să zbor. Și dacă doar un singur gând m-a bătat, ce bine ar fi, ce bine ar fi, lumea ar fi a mea. Doamne, ce n-aș da dacă mai iubi. Doamne, superb! Deci, uite, uite cum te ia emoția aia frumoasă. Da, vreau să o învăț foarte bine și vreau să o, să o cânt. Lumea ar fi a mea. Da, 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 da. Dacă mai, Doamne, ce n-aș da dacă, dacă mai iubi. Să știi că este lucru pe care l-am urmărit eu la, la voci. Aici e o chestie că tu nu trebuie să faci, tu nu trebuie să faci artă pură din chestia asta. Trebuie să faci povestea vocii tale cu piesa asta. Mm-hmm. Iar aici, apropo de tine, există o... De ce, de ce insist eu? Pentru că acum vocea ta, la peste 30 de ani, vocea ta are anumite armonice pe care nu le avea cu 5 ani. Posibil. Spun eu că da. Eu am studiat armonicele. Da. Am și mai studiat și pe mine. Da, am un acordeon aici. Așa. Și acum... Într-adevăr, acum, așa cum tu simți că poți la vioara și poți cânta și poți să înțelegi ceea ce cânti, acum poți să înțelegi tot ceea ce cânti. Da. Mi se pare acum se încheagă toate. Așa a fost și pe vremea colegului meu, Frank, care aceeași piesă a cântat-o la 30 de ani, nu are niciun like,
Dar aceeași piesă cântată la 55 de ani are, e da, peste tot la radio. Deci asta trebuie să faci tu, să ajungi și să încerci să faci un lucru important. Da, frumos ce îmi zici. E, iar, da, un lucru pe care te înțeleg și n-am cum să nu mă lupt împotriva lui, și eu am multe lupte. Și eu am multe trăiri, suferințe vis-a-vis de oamenii care vin în viața mea. Dar eu trec dincolo de ei. Și dacă vreodată, după tot efortul tău de a face acest spectacol, după toată truda ta de a repeta și de a scoate piese, de a lucra armonii și de a face regii speciale, de la lumină până la sunet, de la efecte speciale până la nu știu ce ecrane, dacă un singur om se îndrăgostește din sala aia de câteva sute de mii de oameni, sute sau mii de oameni, merită. Atunci ai zis da, merită. Da. Frumos. Spune-mi, unde ai învățat muzică populară? Am ascultat muzică populară mult în casă. Taicul meu iubea muzica populară, ba chiar înainte să fie preot, tatăl meu a jucat și fotbal, a fost și arbitru, inclusiv cântăresc de muzică populară. Am niște înregistrări de la radio cu tatăl meu. Și el nu și-a schimbat casă, numele Ianțu. Nu, el are, dar și eu sunt Gătăianțu, dar Ianțu e pentru așa, pentru public. Era mai greu de pronunțat și de reținut atunci când am început să fac televiziune, de asta a rămas așa. Era porecla dată de Ștefan, de fapt. Și ascultând foarte multă muzică, taică-miu cânta muzică populară în casă. Și noi ascultam pe vremea mult folclor, inclusiv când ne uitam la televizor, aveam și emisiunile folclorice și muzica bănățeană are un farmec aparte, sunt subiectiv, dar cred că are un farmec aparte, așa o să spună și oricine din orice altă zonă ar veni, apreciez muzica populară, folclorul apreciez foarte mult, oricare ar fi zona, doar că de suflet mi-e lipită muzica bănățeană. Și de acolo, eu nu știu să cânt muzică bănățeană. Aș putea să învăț foarte bine. Știu, adică să cânt muzică populară. Eu am o... Că asta am vrut să-ți spun, dar am uitat, am trecut peste ce am vrut să zic. Apropo de trecerea mea a vocii cultivate și foarte emisia foarte riguroasă, da, 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 da. Non-vibrato, atenție, da, da, da. La mine era obligatoriu să cânt non-vibrato la madrigal. Și să trec într-o emisie și un liberă, da, liberă, da, da. Nu, mi-a fost foarte greu și foarte frică. Trebuia să controlez orice sunet, să nu... Foarte greu ajungi la treaba asta. La madrigal 9 ani de zile? 9 ani de zile. Și practic tu te-ai dus în partea cealaltă, ai început colaborările în partea cealaltă și făceai așa, acolo non vibrato și acolo vibrato. Da, și mă rog, încă am avut o trecere cu The 50s, dar acolo tot nu foloseai vibratul. În armonii, vibratul, Marin Constantin a avut genialitate și prin asta. Când intervine deja a doua voce, dacă există vibrato între ele și nu e în același timp și sunt decalate, sigur, nu e bine. Se freacă intonațiile acolo, da, da, da. Și pare că ceva în regulă. Se freacă vibratorile, da. Și nu ai cum să vibrezi în același ritm și la aceeași unitate. Motivația pe care le faci, motivația pe care o faci, non-vibrato, interesant. Non-vibrato, deja la a doua voce, non-vibrato, la a treia, la fel, ca să fii... Și asta îi dau dreptate perfectă, îți dai seama că e normal, pentru că atunci când faci eu acum am scap, datorită de forma aleluia, aleluia, aleluia. Și aici mai simplu, dar la notele lungi, la sunetele lungi. E, problema este că din nou revin și probabil că o să-mi fac o misiune din a-ți vedea acest spectacol pe scenă. Una, o singură piesă, o oră jumătate de spectacol, vorbe și muzică, da. O singură piesă e populară. Da, e mișto ce zici. Mersi. Ai cântat cu Sofia Vicoveanca, acum când și cu... Vai de mine! Bună seara, doamnă și domnilor, bine ați venit la podcast, Virgilie aici. Virgiluș! Cunoscutul cântăreț de muzică populară, bardul României.
trăia de două ori. Așa și la Tara Supreme. Sigur că da. Când a fi de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Ei se intră pe șapte orgo. Când a fi de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunga, lunga, iarba e verde, ce-am iubit nu se mai vede. Păi ce-a fost verde s-a uscat, băi, ce-am iubit s-a scuturat. Mine, că niciodată nu știu cât se ține aici. Păi trandafir, de la Bacău vino să te iubesc eu. Roxana, pentru tine, mamă! Trandafir, de la Bacău vino să te iubesc meu. Te duc. Când vei iar mai vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a uscat. Prin toată țara. Zile, zile! Trandafir, de la Focșani, ai noroc și la mulți ani. Lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, băi, ce-am iubit s-a scuturat. Zi și lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, băi, ce-am iubit s-a scuturat. Pa, pa, da, pa, pa, pa. Niciodată n-am știut cât se stă la ăla, la trandafir. E coroană, e coroana și regelui. Și a doua oară cât stai? Ok, la prima că e la mișto și se iau după tine. Deci atent aici. Și mai mult, da. Deci fii atent aici. Dacă e o oră jumate spectacolul tău, tu poți să stai 5 minute. Eu ăla, da. Tu poți să stai 10 minute pe trandafir. Iertați-o numai altă. Și faci ca ăsta englezul, zi-mă. Chitaristul englez. Ai observat la cine? Ed Sheeran. Eric Clapton. Ah. Nu, Ed Sheeran. Care e ăla acolo, ăla care înregistrează. Dă un sunet, înregistrează sunetul și la revedere. Ah, bine, da. Ai observat la cântăreți că nu știu să-și dozeze respirația? La ăștia tineri care vin pe la concursuri? Nici doza de bere nu mai e la fel. Deci normal că... Băi... Dar unii care fac, unii care... Chiar și cu experiență. Ești culmea, mă! Respirația, dar diafragma, ești culmea, mă, ești culmea! Mă. Mă rog, scuzați. Practic depășesc doza. Da, da, din păcate, băi, Doamne păzește. Da. Iartă-mă. Tu de ce nu e o catedră undeva? Mie știi ce mi-ar plăcea să predau? Să învăț pe muzicieni. Așa. Să simtă. Asta nu se predă niciunde la noi. Știu ce zici. Să înțeleagă ce fac, să înțeleagă simțirea, emoția se poate învăța. Pentru că trebuie să-i deschizi omului mintea întâi și apoi sufletul, că după aia e filtrul lui, după aia sunt emoțiile lui. Dar cineva trebuie să îi deschidă acel locșor pentru a pătrunde. Să știi că deschiderea emoția. Sufletului reprezintă chintesența
unei experiențe complexe. Știu, am discutat asta. Dar adică tocmai de asta ai nevoie de cineva să te învețe puțin. S-ar putea să-ți deschizi apetitul, să înțelegi ceea ce spui, dar să nu conștientizezi. Să nu conștientizezi, da. Dar după aceea să se facă de click-ul. Asta mi-ar plăcea mult. Am fost la un prieten de-al meu care e violoncelist și avea clasă, e predă la conservator. Și era, zicea, vrei să stai? Da, stau, să ascult. Și era un student, a cântat, nu știu ce, zic, poți să mă bag? Da, te rog. Fragmentul ăsta, real puțin, încearcă nu să faci o nuanță pe care o vezi tu scrisă. Pe care vezi în partitură, da. Gândește-te tu la ceva ce ți-a produs emoții la un moment dat. Gândește-te la o gagică mișto. Gândește-te la orice, dar încearcă să simți fragmentul ăsta. Era un fragment frumos și nu lung, fragment de câteva măsuri. Încearcă să-l cânți altfel, încearcă să-l cânți, să-l simți de fiecare dată diferit. Dacă tu ai fi respectivul elev, eu aș fi Virgil și se spune așa, tu ai fi Virgil și eu sunt Horia, și se spune, Virgil, dragul meu, următoarea piesă aș vrea să o cânți gândindu-te la ceva care ți-a produs o vibrație. Tu pe cine alege din viața ta? Aș face mai multe alegeri. Mi-e tot mai dor de casă, de universul care a dispărut de ceva vreme și visez tot mai des cu casa de la Timișoara, în care am copilărit, alături de ei mei, în care am crescut, sărbători, tradiții, joaca, toată atmosfera de acasă. Eu am fost foarte legat și am fost foarte norocos cu familia în care am crescut. Și acel univers nu mai e și mi-e foarte dor de el, dar bine că mi-apare și în vis. Știi, mi-apare ai mei, maică-mea, taică-meu, fratele meu, bineînțeles, fratele meu, Doamne ajută, e bine sănătos. Da, e firesc, dar pe toți ne apucă atunci când îmbătrânim și acum mi-asum și o glumă în această atmosferă. Cred că ne întoarcem așa cu gândurile și cu sufletul la momentele care ne-au făcut de fapt ce suntem astăzi. Iasmin, a fost vreodată la Timișoara? Da, am dus-o chiar la casa respectivă. Am primit un mesaj pe Facebook de la cineva, de Facebook, nu mai știu pe ce, pe Instagram cred că am primit, că nu folosesc mesaje pe ce. Și mi-a zis, eu și cu soțul, noi acum reamenajăm casa în care știm că ai locuit tu, că ai copilărit. Dacă vreți, îți face plăcere înainte să stricăm tot ce e acolo, te invităm. Și am fost la Timișoara și am dus-o și pe Iasmina, l-am luat și pe fratele meu și era cam 70-80% din ce era casa noastră atunci și a fost un moment foarte, a fost ultima dată când am văzut casa în forma ei în care am trăit noi, și dar eu o visez des, foarte des. De să știi că îți împart gândurile. Din păcate, eu în casa mea în care am stat cu foarte mulți ani cu fratele meu și tatăl meu, ea nu mai are aceeași împărțire. Da. S-a făcut o pensiune acolo. Și doar geamurile din stradă, aici am copilărit eu, aici atâta spun. Că în rest... Dar eu încerc să fac pe Iasmina, atunci când o să fie ea bătrânică, să vorbească cu aceeași emoție despre ce a trăit ea acasă, în casa în care stăm noi acum. Și să creeze aceeași atmosferă și aceleași amintiri, aceleași legături. Și sper să reușesc și din, așa cum simt eu, da, e... un univers frumos, universul nostru. Piesa asta, eu n-am cântat-o cu nimeni în duet, iar dincolo de chestia asta, niciodată n-am cântat-o cu ai mei. Am cântat-o doar cu Andrei Tudor, care mi-a băgat-o în cap. Andrei mi-a zis, hai să cântăm piesa asta.
Și apropo de toate cunoștințele și toate gândurile tale cu muzica veche, apropo de Aurelian Andreescu. Dorul? Da. Dorul pornește, zbor zboară, hoinarul dor stolul, de dorul trecând nevăzut, tainic și domor. Dorul la un soroc toate, pornesc un joc și se fac stele, și păsări și nori, dorul nu stă în loc, nu se întoarce din până la soros, zboară-n zâne bun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soros, zboară-n zâne bun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Steaua în cer, el se îndreaptă spre oameni, în zbor, prin văzumuri plutind. Dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum, până la soros, zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum, bineînțeles. Ce e ceva? Zim preferatul tău care e. Nu contează, apasă. În afară de tine? Nu, apasă. Apasă. Nu aici. Hai. Stai puțin. Până apăs. Da. Piesa este compusă de tata lui Lache, Vasile V. Vasilache. Da, Vasilache, da. Da. Da, am simțit și când am venit. Lava cake. Asta e, adică, băi, din o să râzi. În afară de această înghețată de vanilie sau sos de vanilie, eu aș bea vanilie într-una. Deci mi-ar plăcea enorm. Nu mănânc dulce, am avut două luni de n-am mâncat dulce până acum.
am gustat, nu știu, mai știu ce, am fost la ziua cuiva. Dar ciocolata asta din acest cake merge cu vinul roșu. Uite, vezi? De asta Virgilie e un cunoscător bun de vinuri. Pentru că știe ce merge. Un iubitor de vinuri bune. Foarte bune. Sunt și cele două vinuri pe care le-am scos cu Budureasca și cu, mă rog, acum pot, sunt în podcast, că am apreciat vinul tău, n-are legătură, chiar foarte bun. Și, bă, și am venit cu taxi. Cu cine? Am venit cu taxi, adică, ah, dar are portbagaj, sper că are portbagajul gol ca să poți să, știi, cutiile de vin pe care le... Așa, mă rog. Și, dar știind că tu ai, așa, n-am venit cu sticlele mele, am vrut să-ți fac cadou, dar n-am vrut să ți-l fac la vedere. Vinul meu roșu și vinul meu alb, cu două crame diferite, le-am spus. Doi oenologi, da? Diferiți, da? Da. Tu poți să zici despre tine că ești oenolog? Nu. 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 Dar un cunoscător? Nu. Perfect. Dacă ești cunoscător, atunci trecem la întrebări! Să nu te deoc, mâncați al tău, sunt tău. Dar de unde știa că se căsătorește în sfârșit după 22 de ani Virgil cu Roxana în toamnă? Dar de unde știai tu, mă? Mi-a șoptit-o. Ai băbica banicio, mă. Mi-a șoptit-o Viorea că o să ai chiar nunta ta, Virgile. Stai, a bunicului lui Lavia. Da, dar știi că știi de ce? Pentru că avea o menajeră. Aoleu, nu vreau să mă... Și eu chemat... Să întreb despre... Da, nu, asta e, am discutat despre istoria acestei piese, dar acum ne interesează istoria ta. Prima întrebare! Spuneți! Ultima vacanță cu fetele, Roxana și Iasmin, a fost în... Maldive. De lună mă întrebai, februarie, pardon. Bun! Mă, nasul, și n-a fost la Maldive? Când ai fost în Maldive, mă? Păi el câștigă cel mai bine din trupă, așa am înțeles. Ah, stai, e marinar omul, mă. Păi da, dar n-ai fost cu ce-ai făcut? Cu vaporul. Aaaa, erai... Aleluia! Da, da. Am înțeles, ok. Mai departe. Bun. Jucătorul preferat de tenis este? O să folosesc era Djokovic. Ce înseamnă asta, era Djokovic? Era Djokovic, nu mai este, m-a supărat și ăsta. Eu când mă supăr. Djoko... Nu, eu nu mă supăr. Nema. Nema Djokovic. Nema Djokovic. În momentul ăsta, nu am un jucător preferat în afară de Halep, care deocamdată stă. Nu am jucător. Dar tu când te-ai apucat de tenis? Nu m-am apucat, da. M-am apucat anul trecut. Să învăț să joc tenis, îl înțeleg, îmi place foarte mult, privesc. Am fost și la o finală US Open, Bianca Andreescu cu Sirina. Uh-huh. Și am vrut totuși să simt și eu, tenis de masă joc. Bine, nu te bagi. Dar tenis de câmp, am văzut că joci cu Horia, cu așa, jucați, că nu știu ce. Foarte frumos, dar mă pun și o să învăț cu domnul Frunză, ca lumea. Dar am prins foarte... The autumn leaves. Pentru domnul Frunză. Da. E glumă, râdeți. Spune-te. Trupa românească preferată este? Nu-mi place să zic trupă românească preferată, dar îmi place mult ce face Adi Despot cu Vița de Vie. Tot de la vin. Nu știu, tot rondul bagi tot. E foarte bună asta. Mă calci pe nervi. Zi. Ce format internațional ți-ar mai plăcea să prezinți? Mobilul. What? Mm-hmm. Vezi? Exact despre asta e vorba. Mobilul? Mobilul. Și a fost un format de mobilul crimei sau mobilul ăsta? Mobilul ăsta. A fost un format pe care l-am făcut un sezon la Prima. Mm. Era sponsorizat, nu s-a ocupat absolut deloc de el, de promovare, și în perioada aia chiar dădeam prin oraș, era câte un telefon lăsat, două telefoane erau lăsate și suna telefonul într-un spațiu. Ce tare! Un fel de ăla cu... Răspundea și le dădeam, dacă vrei să câștigi 10.000 de lei, era pe atunci, apasă tasta 1. Dacă nu, o zi faină.
Și le dădeam indicii, la un moment dat se întâlneau, trebuia să treacă și să răspundă la niște întrebări de cultură generală, să ajungă în Foișorul de Foc, de acolo trebuie să ajungă în capitolul alt al București. Și asta mi-ar plăcea foarte interesant, fain. Interesant. Da, foarte fain. Interesant. Foarte. Și eu eram cu valiza de bani și le dădeam indiciile, ghicitori. Să spui și... când filmezi. Da, da, da. Nu, da, da, da. Spune înainte de atunci, a începe producția. Ia de aici. Da. Cristi vine o parte, Horatiu vine așa și Marius vine cu, știi ăla, cu Tom Cruise când vine cu capul în jos. Dacă ți-arăt trailerul să vezi cum arăta în 2006-2007 l-am făcut. Băi, mi-aduc aminte de asta. Mi-aduc aminte de asta. Cu elicoptere, filmat cu figuri. Păi da. Marius trebuie să vină pe elicopter. Rapel cu capul în jos, îl știi pe ăla? Perfect. Parta a doua. Ba ba ra 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 ba ra. București sau Timișoara? Timișoara, București. Da, Timișoara, București, n-am cum. București m-a primit atât de frumos și ca prieten și ca, nu știu, cu tot ce am făcut. M-a primit cu niște cadouri superbe care mi-au schimbat viața. Nu am cum să zic doar Timișoara. Hai să spune de ce aleg Timișoara, dacă mi-ai fiut la aceeași întrebare. Zii. Pentru că dacă n-ar fi fost Timișoara... Timișoara nu era București. Nu eram noi doi aici față în față. Nu vorbesc de 15 noiembrie, revolta celor de la Steagul Roșu din Brașov, care a contat și ea. Da. Dar dacă în 89, atunci la Timișoara, nu se întâmpla ce s-a întâmplat... Da, noi nu... Da. Exact. Corect. Asta uită multă lume din și... Din punctul ăsta de vedere, da, corect. Mergem mai departe. Cafeaua de dimineață sau paharul de vin de seară? Paharul de vin de seară. Copiii spun lucruri trăznite sau adevărul? Copiii spun. Auzi, copiii sunt între 3 și 5 ani. Am crezut că de iuri mă întreb. Știi, da, exact. Da. Între 3, 4 și 7 maxim. Când devin mult prea conștienți și da, își pun filtre și măști și așa mai departe. Ca noi, adulții, știi? Ok. Poate într-o zi, pentru că noi aici la Academie avem foarte mulți copii, poate într-o zi o să-i adunăm. Vin și... cu plăcere să facem lucruri, dacă vrei să știi și ai buget. Și... Marius... Așa, nu râde. Hai, nu, râde, mă, trece... nu, râde. Nu, nu, nu râzi tu. Zi... Da. Poate nu m-au nu-i de râs, e de plâns, așa. Când nu e sigur de ceva, dai cu ban, banul sau sun un prieten? Ți-a plăcut și ție întrebarea asta? Bă, nu dau cu banul niciodată. Iartă-mă, poate greșesc. Pleșcaviță sau burger? Nici una, nici alta. Nu-ți... Nu mănânc pleșcaviță, nu mă încântă. Nu cred așa ceva. Nu mă încântă. De ce? Sunt alte chestii la sârbi, dar nu sunt nebunit pe pleșcaviță. Dar când scrie pe toate tonetele din Timișoara. Au răchia de gutui, răchia de căisâne. Nu știu, pentru că dacă te gândeai să mă onorez cu ce răchie vrei tu, astăzi beam răchie, dar pentru nu că ai... nu am, tocmai sogătata aia de la Sârbi. Sogătat, mă, băi, fost... băi! Aia de la Sârbi, aveam ceva de la Sârbi, da? De gutui. Rămân cu cuzal meu. Iau un târg de-asta cu mâncăru, cu șonci, cu nu știu ce, la Sârbi și am fost recent. Dacă îți bei vinul ăla... Da, aia-ți pasă. Aia-ți pasă. Da. Pepene galben sau roșu? Roșu. Că bănică vrea... sau brânciu? Bănică, normal. Așa vreau. Așa vreau. Dacă te nășteai în America, ai fi avut meseria de? Fizician. A, bă, faci mișto. Mi-ar fi plăcut să fac fizică. Îmi place să înțeleg fenomene. Dar nu le, na, că cu matematica, nu așa, păi și... dar mi-ar fi plăcut. Nu știu, în America,
dacă eram așa ca acum, eram și mai mare. Mai departe. Bă, dar bă, de ce cum îmi face ăsta? E foarte interesant. Da, nu mai vine. Nu mai vorbi de trupa asta, Asia. Că după aceea am probleme acasă. A, la aia eu m-am dus la altă. Cel mai bun prieten al tău din lumea televiziunii este? Din lumea televiziunii? Bă, dacă eu consider că Lache lucrează în televiziune... Da, lucrează. E el, Răzvan Vasilache. Hai. Am vorbit de el, de Tasu, de bunică, sunt. Îl sun eu și zic, Lache... Apropo, eu i-am dat porec la Lache. Fratele meu avea un prieten din copilărie și Ștefan zice că el. Hai mă, termină, că eu știu de ce i-am zis. Nu, uite, chiar vreau să văd cine a dat porec la Lache. Ștefan tot zice că el, dar nu e adevărat. Ce e asta? Da, ce onoare. Onoare este de partea mea. Că mare aici. Vă rog, sunt numai ochi și urechi. Dragul meu, Lache, vreau să te întreb cine ți-a dat porec la Lache. Lache, primul, am avut o bunică mea, când era stăie și va fi Lache. Ok, cine ți-a dat-o în timpurile moderne? Un om care trăiește și astăzi, Doamne ajută, și da, este de vârsta noastră. Care, dacă este un om după păr, nu trebuia să trăiască de mult, după culoarea părului, dar, într-adevăr... Închide, că nu am aici semnat. Ianțu? Da. Ianțu, băiat... Băi, l-am văzut zilele trecute, s-a îngrășat, mă. Nu cred. 2 grame, poate, maxim. Nu, a fost în vacanță cu Maldive. Fiata a fost în Maldive cu fiică-sa și cu viitoarea lui soție. Băi, ai auzit că Lache se căsătorește în septembrie? Lache, da. Lache. Vezi că te pune să promiți. Du-te. Da, ia-ți-l tu, pupați-vă voi. Da. După 50 de ani, grupul The 50s se reunește. Ce? Bă, el zice că eu, dar am zis că facem împreună, ca să ne distrăm și mai tare. Da. Să ne arătăm cu degetul și să râdem. Uite, te-ai surat. Da, suntem în podcast, în direct. Adică, ca să știi. Da, da. Da, să fie. Te pupăm, stai. Iartă-mă, dar vreau să spun că... nu te-am mulțumit niciodată și o fac public. Să știi că... Îți mulțumesc foarte mult pentru toate gândurile și toate lucrurile pe care le-ai făcut la X Factor. A, cu mare drag, Horia. Cu mare drag. Și poate mai lucrăm împreună, de ce nu? Da, dar nu înainte de nunta lui Ianțu. Poate chiar în timpul. În timpul nunții lui Ianțu facem și noi o lucrătură. Exact. Băi, la urmă cred că se mărită Iasmina înainte. Alo, băi. Dar, stai așa să-l întreb. Auzi, dar are pe cineva? Cine, Lache? Da, soția. Adică viitoarea soție. Nu, lasă. Iasmina, are pe cineva? Măi, închide-i omului, măi. Lasă, nu, și el ascultă. Dar sunt adiționalele, da, tu ești sunat. Eu am telefon pe gratis. Ah, da. Zi-mă, Iasmina s-a căsătorit. Nu s-a căsătorit, nu, e... Încă are școala în minte, are altceva, facultatea, da, anul. Da, și, da, da. Da e, știi, Virgil și Roxana sunt tipul ăla de părinți. Întâi școala și după aceea probabil... Așa dacă... am crescut eu. Și dacă vine unul frumos... De ce râzi, mă? Lache, vezi că în toamnă la spectacolul lui Virgil o să fac o chestie specială, să-ți iei bilet. Da, oricând. Da. Vezi, mă, ți-am găsit cumpărător. Sigur că da. Te salutăm și îți dorim o zi faină. Vă pup și spor acolo să aveți. Pa, ciao. Pa. Din acest podcast, eu am tras o concluzie, dragul meu, Marius Văduva, coleg de ani de zile cu mine. În secret, eu cred că lucrez cu Ștefan Bânică Junior la concertele lui. În permanență, în background, ai cântat melodii de ale lui Bănică. Nu, mă, că e Cușac acolo. Mai e Cușac? Nu. Da, că e... L-ai luat? Viorel. Ai vorbit? A, e Viorel, pardon, da, e Viorel. Nu mai e Viorel? Nu e Viorel? Lăsa-te pe cineva în loc. Băi!
Ce șmecheri! Mă rog, doamnelor și domnilor, iar acum cadoul pentru Virgil vine în 2 secunde și 3 mișcări. Chiamă și nu pot să ridic cutiile. Ah! Muzical. Spune așa. Stai mă puțin. Andreea! Hei! It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be my tonight. Tomorrow will be too late. It's now or ever. Yep. Care-i textul? Textul care? My love will wait. My love will wait. Dinamo. A, nu, eu cu Ionuscu Dinamo. Domnul și domnilor, din partea domenilor Cuza, pentru îndrăgostitul nostru. Uite, bă, băiete, bă, că mea. Bă, ce om. Un pahar. Un pahar cu flori. Nu, ăla e copac. Na. Și în toată viața mea. Îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Da, foarte. Aș vrea foarte mult să cunoști aceste soiuri. Dacă îți place și dacă te interesează, ți-aș putea pune la dispoziție și unul alb, dar care are o... Are un Sauvignon Blanc sau n-are? Bineînțeles. Păi nu, eu întreb. Eu... Stai, vezi că-ți ridic la plasă. Dar să dea domnul să vin... Da, da, nu, las. Nu trebuie. Las. Dacă vrei odată, pentru că și eu după terminare, noi să intrăm în vacanță, mai avem săptămâna viitoare un podcast... Cu cine? Cu mai mulți prieteni pe care îi sun, nu știu cine va veni. A, tu faci așa de la săptămână la săptămână? Mie mi se pare foarte fain, nu-mi plac programările astea. Da, de la săptămână la săptămână, dar... Ai chef, nu am, nu am, pentru că am sunat vreo 7. Da. L-am sunat pe George Tănase, este un stand-upper. L-am sunat pe Cătălin Rizea, soțul Adei. L-am sunat pe Daniel Pancu. Pancone? Da. Așa. L-am sunat pe Daniel Nicolae. Nico. L-am sunat pe Răzvan Lucescu. Da. Și l-am... și cred că i-am dat mesajul lui Corsicanu. De ce? Pentru că anul ăsta, pe 25 iunie, împlinim 100 de ani de Rapid. Tu ce, cu ce echipă de fotbal? Cu Poli Timișoara. Poli Timișoara. Da, e noi într-o iubim... situație nu foarte... Știu că e înfrățită și da. Și nu știu ce. În Timișoara nu e o fericire dacă ne referim strict la fotbal. Echipa merge prost, nu există finanțare. E băiatul ăla care e atât de sufletist, Pantilimon, un băiat minunat care vrea să facă lucruri acolo. Nu avem încă stadion, tot e în proiect, nu e în proiect. Dar pe de altă parte, Timișoara se mișcă foarte bine în alte direcții și cu renovare și cu spitale, școli, se fac lucruri foarte fine. Dar pe fotbal suntem puțin cam praf. Dar eu mergeam în galerie la Timișoara, la meciuri, am prins niște meciuri de referință, mai ales în relația cu Dinamo. Când... da. Au, știi cine e Dinamo vis de la mine? Știi că eu acasă am tot felul de oameni care țin cu tot felul de... Da. Fiul meu țin acum cu Rapid, fetele mari încă nu au preferințe, dar nevastă mea... este dinamovistă. Da, săraca, na. Dar o să-i treacă, nu prea are nici cu cine să mai țină. Am încercat să-i treacă, dar știi, nu. Știi care e faza foarte faină? Că eu eram în tribună și generația anilor 80 din teren mi-au devenit între timp prieteni. Sunt prieteni cu Ando, cu Orac, cu da. Oneață, cu toți, cu Dragnea, cu Meri, cu... Țețe, Moraru, cu toți care erau în teren atunci când eu nebuneam și venea așa. Ando, care era rău, îl uram pe el și pe Iliescu, i-am urât dacă am urât vreodată în viața mea. Acum odată în viață? Da, am mai avut unul de ăsta, dar acum face bucătărie, nu știu ce, face emisiuni de cu mâncare, cu nu știu ce, cu gătit. Cine? Unul, na, mai nou așa de când a fost la facultate, a ieșit Cine? De la facultate. Cine? A fost la facultate o vreme și... Mă rog, dar trecem peste că nu ne intrăm. Dar de la Steaua pe cine știi? De la Steaua. Am jucat cu Bumbescu, cu...
oamenii ai ăștia jucat? Fotbal. Am jucat cu Bumbescu, cu Bali. Ce jucau cu ei? Cu Vlădoiu mergeam duminica la fotbal. Cu Vio Moldovan, mă rog, care, na, cu gașcă de asta de foști fotbaliști, fotbaliști, că rămân fotbaliști. Și am avut ocazia să joc cu Piții, cu, na. Eu mergeam mult cu naționala de fotbal, l-am prins și pe Neapuiu Iordănescu, antrenor, și pe Răzvan Lucescu și pe Pițurcă. Și na, a fost fain, l-am prins pe Gică Popescu jucând încă. Era cu minte, stătea, citea ziarul în avion. În rest era o atmosferă cordială. Mișto. Da, mă, dar erau, dar e o altă viață ta, asta, mă. Da, da, da. Erau și de gașcă, dar erau și foarte serioși când vine și iubeau fotbal. Tu știi că încă mai merg, de-aia zic, ei încă mai merg la fotbal. Cristi Chivu, generația aia, Mutu, ei încă mai joacă fotbal cu mare plăcere. Acum Mutu nu mai are timp, că e antrenor, nici Cristi, că e plecat și așa, și e antrenor și el. Și, dar joacă cu plăcere, cu Nico, mai mergeam la fotbal, cu oamenii. Eu doar cu Cristi Chivu am jucat fotbal undeva în anii 2000-2002, înainte să plece la Ajax. Da, 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 da. Și oameni care își iubeau, adică iubeau fotbalul, efectiv făceau asta cu mare pasiune, cu mare drag. Nu simțeai niciun pic de pasivitate sau teamă de vreun adversar. Lecția pe care a luat-o Mutu în fața lui Buffon, eu am fost la meciul ăla în Elveția. I-a arătat 11 metri. Da, e una bună. Dar totodată arată caracterul pe care l-aveau acei jucători până la acea generație. Nu inclusiv, același lucru s-a întâmplat când... Ei, până la Marica, încoace, jucători, băi, nu aveau frică de nimic. Când Escobar a arătat în 94, da? Aoleo, Doamne, păzește. Știți, da? Nu, nu, s-a luat un gol din cauza lui. Nu. Dar s-a luat un gol din cauza lui și el a arătat 11 metri și a fost împușcat după aceea. Dar generația asta de jucători a arătat că au caracter. Jucau cu orice echipă și acea lecție primită de Mutu, ok, vezi că nu-i în regulă să-ți bagi joc, dar arată, bă, nu mi-e frică, îl iau la mișto pe Buffon. Nu a fost în regulă atunci, nu ne-a picat deloc bine, era ultimul minut și eram calificați, dar nu... Știi că acum Pancu se ocupă de Under 20. Știu, am fost cu el într-o emisiune și cu cu Săndoi. Și da. Și au o treabă grea. Au treabă, pentru mine cred că cea mai grea treabă pe care o au ei de făcut, de a lucra cu omul sportiv. Exact ce ai zis. Nu, exact ce ai zis. Că trebuie să-i deschizi sufletul respectivului. Faci... Același lucru trebuie să facă și antrenorii pentru cei este tineri. Foarte greu în perioada asta când suntem bombardați de superficialitate. Și dacă nu există o bază educațională solidă, te năpădește superficialitatea. Și nu poți să faci nimic. Absolut nimic. Cât ai fi tu de talentat. Noi avem jucători talentați. Și încă Dumnezeu ne dă, deși nu merităm, pentru că nu am avut grijă de ce ne dă Dumnezeu. Mă refer acum la sport și nu numai, dar acum la sport. Noi avem jucători care au răsărit și joacă acum ba la voluntari, ba la... și jucători foarte buni. Când erai mic, ți-a spus cineva astea? Ce? Toate lucrurile astea despre viață? Niciodată. Nu, mi-au spus... Ăsta ești tu mic. Ăsta sunt eu mic, da. Uite, cerculețul ăla este senzațional. Ne desenau cu cerculețul pe parchet. Exact aici te așezi în relația cu pianul, pentru că era pianul cu repetiția. Și am vorbit acum cu corepetitoarea mea pe videocall, că era doamna Eckstein. De când eram mici, era doamna Eckstein. Și m-a sunat prietenul meu, Rafi, de la Timișoara, cu care am făcut vioară de mic până așa. Eram rivali, suntem prietenii cei mai buni de acolo. Și mi-a dat-o pe doamna Eckstein pe video și am revăzut-o cu mare, corepetitoarea. Deci noi făceam, frumos. Ce înseamnă, da. Da, frumos. Dar mi-ai dat o întrebare și am deviat, că așa fac. Foarte bine ai făcut că deviat, pentru că am vrut să deviezi, pentru că orice vise avea, lucruri simple vei păstra. Hai, dăm. Încep tu ca să-mi reamintesc. Bun. Înainte de piesa asta, vreau să stabilim câteva chestii. Zi. Una. În toamnă, concert Virgil Ianțu. Urmează căsătorie Virgil Ianțu. S-ar putea să fie căsătoria și concertul. Trebuie să fac și un copil ca să știu când trebuie să mă apuc de acum. E greu, nu e? Nu suna. Nu răspunde, e treabă. Are agenție importantă. Nu e. Ea muncește, nu ca mine. Da, 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 da.
Ce face asta? În loc să... Eu, fraier, trebuia să încheiem emisiunea, cântam, nu știu ce, ne popam și plecam cu lăzile de vin în taxi. Eu caut un sprijin pentru telefon. Da, Horia. Alo. Bună, draga mea, Horia sunt. Alo. Alo, sunt aici, nu m-auzi din partea asta. Ok. Iartă-mă, draga mea. Da. Vreau să-ți notez ceva, te rog, din suflet. Din ce? 1. În septembrie am vorbit cu Virgil. Da. Urmează căsătoria. Notezi? Să poți să ții video, ok? Perfect. Minte, mă bucur. Deci, prima dată. Dar nu, că n-am nicio promisiune în sensul ăsta, nu mă bucur. Nu, am rezolvat tot eu. V-am luat presi... Nu. Nu, că nu e ceva public. E ceva... Nu, intim. E căsătorie intimă. Nu e o problemă. Nu. Nu. Și sper că nu sunt înregistrată. Nu ești înregistrată. Nu, vezi că suntem în podcast. Termină, măi. Fii atent. Notează-ți așa. Urmează concertul. Urmează concertul. Da, concertul, că nu facem profesional cu personal. Doamne, ferește-mă. Nu trebuie să se vorbești, nu-i așa? Uite-te aici. Stai. A fost de acord pentru toate punctele discutate astăzi. Da, iubit, zi la fel. Da. A fost de acord pentru tot. E perfect. Când o să vin acasă, o să vezi un om schimbat. Asta vreau să spun. Doamne. Nu, că eu îl vreau tot pe ăla. E varianta mai bună. iPhone 16. Deci o să vină acasă, o să vină schimbat. Te rog foarte mult, aveți foarte mult. Eu o să fiu un an deosebit și o să fiu un 2023 care va schimba cursul industriei muzicale românești. Doamne ajută, ce bine. La ce a zis Doamne ajută, că-s curios. La cursul industriei ăsta. Știi că eu sunt pe schimbări. La cursul industriei am zis da și atât. Draga mea, te îmbrățișăm cu mare dragoste. Ceea ce am discutat rămâne valabil. Ne vom întâlni pentru a discuta pendele de toate astea. Noi am setat doar țelurile pe care le avem. Toamna se numără țelurile, concertele. Da. Am înțeles, deci voi doar pe profesional ați vorbit, da? Adică... Asta e surprize, nu putem să spunem tot. Spunem că totul e în regulă. Trebuie să urmărești 8 ore de podcast. Trebuie doar să urmărești 8 ore de podcast, dar are dreptate. Am înțeles. Nu. Merge cu breaking news-uri de-astea, vă rog eu frumos. Îți mulțumesc tare frumos pentru tot. Ați băut, ați mâncat, ați... Da, se întâmplă de toate. Am băut, mâncat și acum de iubit. Trebuie să... Rămân fiecare la casa lui. Da. Te îmbrățișez și îți mulțumesc frumos. Vă îmbrățișez. Pa. Ciao. Pa. As. Rare sunt femeile. Da. Rare sunt femeile. Cerui ca oglinda. A, de ce n-am 10 vieți? Să-ți prezint Colinda. Dă-mi și mie. Te rog. A fost o mare plăcere să te văd. Lăsând falsitățile la o parte, să știi că și eu m-am bucurat foarte tare să ne întâlnim și n-am avut ocazia să stăm atâta timp. Nu, poate am stat atâta timp, dar n-am interacționat atâta. Niciodată. Și eu te simțeam, te știu, te înțeleg, dar nu am apucat să te ating, cum te-am atins astăzi sau cum ne-am... Ne-am armonizat astăzi, da. Chiar, la propriu și la figurat. Da, foarte fain. Adică, pentru mine a fost o întâlnire chiar foarte, foarte faină. Și cred că se simte asta. And now... da. Mulțumim tuturor celor care s-au uitat. Nu uitați, ne așteaptă un concert Virgilianțu, cât de curând. Voi pregătiți-vă... Nu știu dacă va cânta din podcast melodii de aici, dar cu siguranță este un om care de fiecare dată, numai ce ai cântat astăzi și ce ai vorbit, depășești. Depășești. Lucruri simple sunt de așa. Cum a fost?
nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa ca un fulg în palma ta, pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive ca să simple voi păstra, cer albastru eu și tu. Mi-a ajuns dar muzica, mi-a ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Dragii mei, astăzi alături de noi a fost Cristiano Ronaldo, a fost Horacio Moșcanul, a fost Vali Valencianul, a fost Marius Academicianul, a fost, bineînțeles, Ducu, Andreea mea, care cântă și dansează. Ne vedem săptămâna viitoare, brăduncea! Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Ia zi tu, Virgil, ce-ți place la mine? Îmi place așa cum ești. Adică cum? Când mă cer și când mă ier și speranța. Ce speranță? Că tu nu te vei schimba. Bine, dacă zici tu. Vreau să spun ceva, dar te întreb, dar nu te superi. A. Vrei să faci parte din baking-ul meu? Așa vreau să încheiem, te rog eu. Foarte bun. Of. Băi, eu n-am zis la mișto. Așa să încheiem. Dar n-am zis la mișto. Cu rugămintea. Cu rugămintea. Da. De a mă primi în baking ballet
Așa se scrie, nu? Vocals, e bine, bă, ul, ul, backing vocals-ul tău. Oh, ce frumos. El slab, eu plin. Băi, n-am putut să zic acolo, și tu nu trage asta. Zic că m-ai întrebat, dar cum te păstrezi? Nu, am învățat să o suc.